astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 295 din 13 iulie 2017 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, să înțeleg, da? Fiind prezenți majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Ordinea de zi, bănuiesc că o cunoașteți, nu mai citesc, doar în plus un proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe speciale pentru verificarea instalației de alimentare cu apă și sigilarea contorului. Pentru cei care s-au branșat la apă și se vor branșa, se pun apometre și sigilăm contorul și începem încasarea apei. Având în vedere cele prezentate, supun la vot ordinea de zi. Având în vedere opțiunea domnilor consilieri din ședința din 18 mai 2017, domnul consilier Petrișor Claudiu a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea ședinței. Doamna secretară, vă rog să supuneți la vot procesul verbal din ședința anterioară. Deci, înainte de a intra în ordinea de zi, supun la vot procesul verbal de al ședinței din 22 iunie 2017. Dacă sunt la observație. Înainte de a intra în ordinea de zi, am rugămintea, pentru că mi s-a atras atenția de foarte multă lume, să nu mai intrăm în discuții unii peste ceilalți sau să discutăm pe grupuri, pentru că oamenii se uită la filmare și se observă și coatele asta, și asta jurele. Asta au de discutat ei cu dumneavoastră. Îmi atrage atenția, da? Dar fiind faptul că sunt președinte de ședință, sunt nevoit să atrag atenția în continuare. Da? Vă rog frumos să avem dezbateri civilizate. Mulțumesc frumos! Primul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul al doilea al Unității Administrative de Comuna Oituș, județul Bacău. Domnule președinte de ședință, de comisie, pardon. Comisia a dat avizul acolo. Cine se înscrie la dezbatere? Dacă nu sunt înscrieri, supun la vot. Cine este pentru? Nu înscriate? Sau... Al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Oituș pe anul 2017. Domnul consilier Ionel Gheorghe, luați cuvântul. Au fost influențe și așa? Influențe și pozitive și negative asupra proiectului. Adică a crescut și partea de venituri, a crescut și partea de cheltuieli. Sunt apropiate cele două cifre, și partea de venituri și partea de cheltuieli, cam 1.200.000 de milioane. A crescut bugetul și la partea de venituri și la cea de cheltuieli. Acum, ce probleme aș avea eu? Deși Comisia a dat aviz favorabil. Nu sunt înscrise în această rectificare influențele de la aplicarea legislației. Nu avem nici până acum o cifră a influenței, o cifră oficială a influenței. Poate să vină doamna contabilă, l-a făcut. Dar trebuie să facă înscris și să-și asume răspunderea. Nu numai așa o vorbă. Pentru că la comisie, de exemplu, da, nu intrăm acum în amănunte, că vreau să discutăm mai în amănunte, când ajunge la punctul respectiv. La comisie de gardă a nu, domnule. A fost metoda haiducie, am luat de la Iboga și am dat la SRA și se compensează între ele și influența e nesemnificativă. Când am spus noi calcul, influența a devenit de 1.260.000. Dacă e nesemnificativ 1.260.000, atunci îmi pare rău. Mie mi se pare chiar semnificativă. Influența și trebuie văzut. De unde luăm banii, ce facem și cum facem? Rectificarea de buget nu cuprinde nimic în legătură cu treaba asta. Deci va fi o altă rectificare care va introduce și cifra asta.
Am zis că așa au promis problema asta. Da. Da, eu vreau să spun și Brent, pentru că Teana da cuvântul, Teana da cuvântul domnul președinte de ședință, ca să dau niște explicații și să spun și s-a discutat, cum s-a discutat, n-a trecut chiar așa, ca gâsca prin apă. Da. S-a discutat. În amănunt toate lucrurile. Oricum, noi am dat aviz favorabil, de ce nu? Ținem căruța pe loc și ține... Care era doar pentru apă. Bani pentru țeava aia și... Trebuiau bani pentru țeava aia, trebuiau bani pentru ceea ce am aprobat la biserică. Atât. Mai trebuie doamne și explicații de ce nu se încasează amenzile și care este cifra. Deci, dacă nu, și dacă nu se încasează, dacă nu se încasează, de ce le punem acolo ca resurse? Că să știm, precis că nu se încasează. Teoretic sunt, practic nu sunt. Sunt creanțe, sunt numai creanțe, dar... Dar la ele teoretic trebuie să trecute. Da. Adică debitele nu pot... Păi dar unde le trebuie să evidențiezi undeva? Da, ele sunt evidențiate în rectificare. Asta 66.000 de lei sunt evidențiate. Ca, din câte am înțeles, a crescut cifra de amenzi neîncasate de la 5 miliarde la 10 miliarde de lei. Și o să crească continuu. Și o să crească în continuu și ce o să se întâmple numai și noi aici. Pentru că cei care plătesc amenzile sunt oamenii, dar foarte mulți reclame. Cei care nu plătesc, sunt dați în judecătorie. Așteptăm să ieși și... procedura legală, da, altă soluție decât procedura legală. Și culmea că cei care sunt dați în judecată nici nu vor să vină la muncă în folosul comunității. Legea nu-i obligă. Numai cu acordul ăla. Numai cu acord și cu hotărâre judecătorească. Atât. Nu-i numai prezentat. Este o judecătorească și tot nu vin. Dar e mai bine să stai degeaba dacă n-are ce să-ți facă. Da. Păi cam atâta despre punctul ăsta. Avizul este. Poate fi pus în discuție. Sunt ales de la cuvânt. Domnul președinte, la ședința comisiei ne-am dat și pe doamna Nicu Cristina. Am zis exact cum trecut pentru noua salarizare, nu trebuie un buget Nicu prins pentru toate, dar doamna mi-a făcut un calcul și mi-a explicat că chiar dacă nu este un buget, are de unde acoperi salariul în continuare de lui. Mulțumesc. Se mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Damian Tudoriu. După cum am văzut aici, sunt o grămadă de consilieri șefi, numai consilieri, inspectori, dar vreau acum dacă mi-am adus aminte, nu contează, da? Deci, anual, cred că pe cursul vrea să se duce miliarde, nu? După cum am înțeles. Care-s consilieri șefi? Care-i consilieri șefi? Păi văd aici o grămadă de consilieri inspectori, consilieri inspectori, mai este femeia de serenă. Responsurile, dar nu se ocupă de cu asta. Dar nu se ocupă de cu asta. Așa se cheamă posturile. Consilier superior, consilier principal. Adică și casierul se cheamă consilier superior sau principal. Și așa sunt în grila de la guvern. Așa se cheamă funcțiile. Am înțeles, anual o grămadă de bani sunt pe cursurile astea. Anul ăsta nu s-a dus nimeni la cursuri. O să ducă dacă am fost. Nu știu ce o să se ducă. Da. În ultimul timp, în ultimii ani, cred că s-au făcut o grămadă de cursuri. Astea care a fost. Ia să le verifici și să vezi că în ultimul an doar s-a fost la curs. În rest, nu s-a fost deloc. Iar te rog să verifici. Da, da. În ceea ce privește rectificarea, aș cere câteva clarificări să vedem dacă se poate. Odată este vorba de proiectul de hotărâre prin care a fost inițiat de către mine și domnul Vacaru cu achiziția de coșuri de gunoi în care a fost prevăzută ca fiind să fie achiziționate în trimestrul 4, ceea ce noi considerăm că este foarte târziu pentru că deja vine iarna în trimestrul 4. Dacă se poate rectifica acum prin acest proiect și să mutăm în trimestrul 3. Ne puteți ajuta dat fiind faptul că nu este doamna contabilă? Nu se poate. Vine imediat, dar se poate. Se poate cu... Se poate. Dar trebuie o nouă rectificare, pentru că în asta nu e prins. Oricum va se face. Oricum va fi o altă rectificare și... Dar măcar la ce... Asta presupun că va fi luna viitoare, să vedem. Da. Dar le faceți un lucru, nu se o dată de credit, dacă se poate.
Păi pot să vă spun și domnul primar. Eu am spus din punctul meu de vedere că se poate. Domnul primar, dacă are altă părere, poate să spună. Da, eu am alincam, n-asum cer. Da, tu vrei să-mi dați cuvântul. S-au oferit o grămadă de oameni, de constructori cu coșuri de gunoi. Așa avea, a adus aici, am făcut un depozit din ăsta de două luni de zile. Așa avea rugămintea să vă uitați la ele, să spuneți coșul ăsta îl vreau ca să pot să le dau înapoi și să nu ne mai pistoneze. Sau căutați un altul coș. Asta ca să putem, în momentul când facem rectificarea bugetară, să mergem pe coșul ăsta să facem achiziția. Că trebuie făcut achiziția pe SEA. Să putem discuta, să vedem prețurile cele mai rentabile, dar să vedem forma coșului. Că eu mă gândesc dacă punem un coș cu gura deschisă, mare așa, sunt stare să pun acolo și coșul ăla de gunoi sacul. Ăla e pentru o țigară, pentru un suc, pentru știu eu, pentru o ambalaje mici. Să vă uitați la el și să spuneți, domnule, ăsta îl vrem. Și atunci domnul vice o să iau hotărârea și când vine oameni, chemăm, luați pe domnule de aici, că stăm ca la cu el așa. Și încerc, vorbesc cu doamna asta, la rectificare, să începem mai repede, ca să punem să, când doamna începe școala, să fie acolo. O să ne coste, că o să trebuia să punem un om să strângem și atunci le aducem aici. Ăstea nu mai vin la gunoi menajer ca la populație. Vine gunoi pe instituție și prețul în momentul când depășește costă foarte mult. Anul s-o să aduni cinici aici. Să adună, domnul primar, să adună, nu că eu... Noi încercăm, cel puțin în centru, la biserici, la drumul de la școli, de la asta, o să încercăm. La magazine. Atunci rămâne ca după ședință să ne uităm la coșul de gunoi. Da, să putem să-i dăm drumul, știi? Și rectificarea o să o facem că alea imediat, de pune nici nu costă mult. Normal ar trebui să se facă și o propunere, o hotărâre de Consiliu, să continuăm cu semnele de circulație. Pentru că s-a făcut numai pe Oituz, nici acum nu s-a terminat toate. Și este din partea poliției înșpunțare peste tot. Bogdănești are absolut la toate străzile. Este obligația noastră să punem în străzile secundare la ieșire, că dacă se întâmplă un... Sunt necesare. Au fost multe. Se întâmplă un accident. Păi uite, unele le-a mai furat, alții întors. O să le sudăm, să nu mai sucească nimeni, că așa e, de-aia am pus mai groase, mai... Noi înainte ne-am inspirat din Bogdănești, că văd că acolo merg mai bine. Treburile tot încercăm, cum face ei, cu bani puțin, încercăm și noi, de-aia ne-am inspirat să facem. Ei au 10 străzi, noi avem 110. E, dar calitativ m-am gândit. Cât face camul nostru? Calitativ m-am gândit eu, că am văzut lucruri frumoase și când vorbim tot de acolo o să luăm. Poate domnul Petrișor care lucrează acolo știe cum merg treburile și eu mă mai colaborez cu domn primar. Și al doilea punct, tot ceea ce ține de rectificare, după cum bine ați observat, pe ordinea de zi este un alt proiect inițiat de către mine și domnul Vacaru Bogdan. Cele 150 de metri de liniar de gabioane. Domnul Pâsca a făcut câteva mențiuni în ce condiții se pot construi aceste gabioane. Asta ar presupune să facem o rectificare și să prindem pe lista de investiții. Cum se pot construi noi? Este obligația Apelor Române să facă această lucrare. Ea este necesară în zona, cetățenii sunt ai noștri, ai Tuzului. Dar ați văzut ce spune și domnul Băscă și foarte bine spune în expunerea de motive. Trebuie luată legătura cu Apele Române în Bacău, e treaba lor, domnului lor și noi cu banii ăștia facem altceva.
Noi domnul primar să ia legătura cu APN. Directorul de la APN este PSD-ist de al... Am luat legătura și cu... Și fapt bine. Tocmai de asta, când s-a făcut proiectul respectiv, v-am... Este investiții. V-am expus toate variantele. Ne-a costat mai mult când trebuie să concesionăm, după ce concesionăm, dăm înapoi lor și... E mult de muncă și... Trebuie modificată și lista de investiții. Și eu am văzut la Apele Române, trebuia să înceapă de anul ăsta, acolo la... de la puntea aia în sus, înspre Vacaru, și nu s-a alocat pe Valea Oituzului și a Trotușului nimic. Cu toate că există proiectul, nu s-a alocat un leu pentru asta, pentru lucrări. Cu toate că noi am dus peste tot, au notat, au proiecte, nu s-a alocat bani la Apele Române. Eu zic că n-ar fi așa o urgență, să vedem, îi mai insistăm, că de acum a fost multă muncă cu repartiția prin PNDV. Ați văzut că foarte puțin bani s-au alocat. Mai mult a fost tantamul, că mergem prin PNDV de ne uscă. Nu ne-a aprobat, încă nu oficial, dar ne-au aprobat foarte puțin. E bine, e bine că ne-a aprobat dispensarul. Știi? Asta e bine. După ce facem dispensar, o să ne gândim cu toții forma de legală de administrare, ca să putem să ținem doctorii la noi. Că ați văzut că dacă pleacă ăștia bătrâni, nu știu cum vine aia tineri, că toată lumea vrea să plece. Mai dăm bucată din pământ, mai vindem pe acolo. Nu știu, mă gândesc mai bine să dai închirie decât ăsta. Să dai închirie, să putem noi să reparăm, știi? Și ei să plătească numai întreținerea. Asta e o formă de a avea după ce îl facem. Dispensarul. Și aici, dacă o tărâți, dar eu zic părerea mea. Pentru că am dat telefon, poate cu timpul reușim să plătim. Da. Este... Asta ar trebui să facem, întâi trebuie hotărârea, că suntem la el acum. Și ideea este în felul următor. Din ce am observat în raport, există un studiu de fezabilitate de la Apele Române din 2006, dacă am citit bine. Ceea ce este foarte mult până astăzi, că nu s-a făcut nimic. Și era numai valabil. Nu mai e bun. Nu mai e nici valabil. Deci trebuie luat întâi legătura. Ei au proiecte, am vorbit cu ei, au proiecte. Zona aia au proiecte, ne-am dus și la Ferăstrău au proiecte. Din coace unde s-a rupt, n-am făcut. De-aia am venit eu iară cu ăia când au lucrat la Sonde, am zis, aduceți, domnule, toate pietrele și punem acolo. Cu toate că oamenii, când faci ceva veșnic, sunt nemulțumiți. Că dacă se rupea acolo, că apa tinde să vină tot spre mal aici, la Humărie. Și dacă duci ceva acolo, imediat sar în sus. Dacă mergea pe o scândurice, nu, era bine, știi? După aceea sar cu fundul în sus, că ce faceți aici, dar oricum apa nu mai trece acolo, e bine că merge tot înainte. Atunci haideți să încercăm să insistăm și din partea primăriei și din partea Consiliului Local cu adrese către ei. Mai facem adrese pentru a-i determina să facă investiția. Deci ei mi-au spus că n-au primit, au proiecte, au tot, n-au primit nici bani de cofinanțare, că i-au vrut cu fonduri europene. Nici bani de cofinanțare n-au primit. Și eu zic că ei totuși, dacă au proiectele făcute, nu vor să le piardă. Domn primar, dacă Apele Române au proiect în zonă, mă gândesc la varianta prin grosit la adresă, măcar să ne comunice în ce perioadă se gândesc să rezolvă. Am trecut când am venit cu comisia, ne-am dus peste tot, a zis că în primăvară încep. Cum a fost în primăvară. Când am dat telefon, a zis, domnule, nu ne-a alocat un leu. Că toate... Trebuia să înceapă Valea Trotușului și pe Valea Oituzului în două puncte. Aici, la Stercu, spre Bacaru, toată varianta asta. Că deja oamenii am atenționat că mulți
au venit spre Oituz, au făcut clădiri, au spus, băi, aici trebuie să vă dărâmăm, că trebuie să dirigez apa în partea asta. Păi dacă nu este ordine în, în guvern, sau chiar guvernul acum, în șase luni din zile, vrei să fie ordine la, 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 la verica de bază, la localitate, la Așa că să-și facă și ei, domnul. Haideți să încheiem discuția aceasta. Domnul Dorel, ați văzut, ați văzut domn primar, că... haideți să încheiem discuția aceasta și mai revenim. Cu mediu, că doar aparține de mediu. Ați văzut și cu pădurile, cu mediu. A zis, domnule, dăm legea cu radarul pădurilor și acum păi vedeți că nu-i bun softul ca să-l scoată, că presiuni pe altă parte. Păi da, și ați văzut. Și atunci și mediul zice că nu-i bun, și aia de la, de la păduri, că e... Și alte scrieri pentru proiectul privind rectificarea? Să pun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind identificarea și atestarea unei suprafețe de teren care făcând parte din domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău. Domnul președinte de comisie. Da. Este vorba de parcarea de la magazinul central, de la centrul comercial de acolo, că nu e numai magazinul central, care vrem să organizăm. Noi am dat aviz favorabil, proiectul, terenul respectiv face parte din domeniul public, putem face investiții. Acum s-a mărit terenul, acolo. Hai, fiți atenți la ce votați. Am votat, mi-am dat aviz. Păi, da, avizul a fost la mai multe comisii, dar despre asta e vorba, despre parcarea de acolo din față, de la... Deci parcarea nu se poate face până nu avem cadastrarea. Ca parcare nu putem oricum să o facem. Mi-am vorbit cu șeful de la Bacău, de la domnul Naționale. Ne-a dat varianta cum să o facem. Dar trebuie să întâi să avem cadastrarea. După aceea se și face... Și facem noi? Păi ei n-au nicio treabă. Terenul nu era anii nimănui. Ei ne-au dat, am cerut hârtie, au venit și la mine. I-am ajutat și noi totdeauna ca să fim... Și acolo se face ca amenajare trotuar. Să știți cum se face, că nu pot să face altceva. Ne-a dat indicație să facem semn cu sens unic, intrare pe o parte, ieșire pe alta. Deci nu mai intre de asta. Atunci merge amenajarea, deci amenajarea șanțului și a podurilor care le facem cu margine ca să nu mai intre camioanele mari și... Și cam asta, să știți că asta ne așteaptă cu asta, dacă cum ați votat să facem parcare. Numai așa se poate. Deci nu s-a stat pe loc. S-a vorbit cu toată lumea și... Domnul Mătru Romică, președinte al Comisiei pentru Cultură. Agricultură. A dat aviz favorabil. Sunt alte înscrieri, domnul apostol. Domnul primar, țin minte primăvara acestui an, am inițiat un proiect de hotărâri în acest sens, pentru acest teren. Și în ședință ne s-a dus la cunoștință că nu e proprietatea noastră. Dacă ne amintim bine. Acum, nu mă bucur faptul acest proiect este al noastră, dacă este al nostru. Dar atunci s-a spus că e cu operație. Să nu ajungem să fim dați în judecată. Atât că este aia și în bagajele, atât. Atât e, este amprenta la altă zi, atât. Dacă îmi permiteți, domnul Bosu, noi am venit, eu cu... Domnul Bacaru, am venit de câteva ori la compartimentul care răspunde și am cerut de câteva ori să fac adresă către DNA. S-a colaborat mai greu cu dânsii, într-un final au spus că nu este terenul lor. Și atunci s-au făcut alte verificări, s-a constatat că este animale și s-a făcut... La datele când s-a constatat, proprietatea nu era nimeni. Da, da, exact. Foarte frumos. Da. Nu mai vom atestat, dar domnul apostol, nu-i vorbea că nu-i nimeni proprietar. Noi trebuie să punem bani deoparte, pentru că noi suntem proprietari. E proprietatea statului și noi trebuie să cadastrăm. El a rămas necadastrat, de aia este. Nu-i prevăzut nicăieri, dar avem ulițele trebuie să le cadastrăm. Că uite, ne cere acum
cum domnul Petrișor s-a oferit să ne dea harta, noi trebuie neapărat să facem comisie, că până trebuie... Harta pe, avem și noi, domnule. Nu, a zis că ne-o scoate detailat, că trebuie să facem o comisie. Trebuie să facem noi, nu... Cu nomenclatorul stradal. Trebuia până pe 31 mai. Da. Și ăsta trebuie să fac. Acum mai sunt plecați la cursuri, la concedii, dar trebuie să fac o comisie cu ăsta și să mergem pe fiecare stradă, să ăsta după ce le-am identificat tot. După ce ai identificat tot, să ne gândim după aceea la niște nume și să le dăm cum, ce nume le dăm, ca să putem... Că uitați, acum când vrea cineva să construiască, ne cere nomenclatorul stradal. Identificarea terenului se face foarte greu. Noi trebuie să-l facem, cine face primul ăla are de câștigat. După aceea îi lansă lipezi de noi. Nu le convine, dăm judecată. Dar terenul s-a refugit la central până unde? Chiar până în clădirea... Cât e steașul la clădirii? Și sub clădirea a fost cadastrea noastră. Sunt după puterați, alea sunt noastre. În sale noastre toate. Noi singura chestie trebuie să le dăm. Centralul unei are aia de legumi, aia nu e noastră. Aia noastră, nu? E noastră, nu ce noastră. Și unei centralul aia de legumi acolo la intrare. Da, aia. Noi singura chestie ce trebuie să-i dăm. Și unde intră la minus și în spate, tot a nostru. Și într-o parte și în alta. Numai că trebuie să-i dăm. Cum să fie al nostru, dacă a pus schimb? Domnule, ce terenul, dar nu drumul care intră în nou. Lasă, calea de acces nu. Calea de acces trebuie să le dăm dreptul de a... de a circula. Așa a fost. În locul meu să luăm cineva. Da, s-a făcut cu ochii închiși. A semnat al... Domnul Damian Prândoiu. Mă dare mult mai de asta, că mi-a dat timp că nu știam că la terenul de continuat la central. Ce nu știam? Da? A, cu este. Ne-a dărâmat. Cu este ce ce s-a luat la terenul terenitat până dincolo. Care a dat timp? Da, mă, mai face vă doar. Te rog mult. Atât. Că n-am urmat. Sunt alte înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Dar mi-ați răspuns. Nu știam că este al nostru. Acum îl identificăm ca fiind al nostru. Cei care ar fi trebuit să știe treaba asta nu putea... Eu nu știu de ce vorbim de teren, domnul președinte, numai în două minute. Vorbim de teren la Comisia de Agricultură, de teren. Nu se va mai vinde cât vă stai la agricultor, nu se va mai vinde un metru pătrat de teren. Dacă vor să îl chirieze de bine, dacă nu, nu. Că am ajuns toate islavele și tot atunci a fost și în bâtcă acolo la asta s-a vândut. Este ocupat abuziv acolo, unde am vrut noi să facem ăsta pentru lemne, depozitul de lemne. Văd că acum e ocupat tot terenul ăla. Cu ce aprobare? Cu ce aprobare s-a ocupat terenul abuziv? Trebuie să faceți o verificare. Păi am făcut verificare. Am zis la timpul respectiv să vedem, să identificăm toate terenurile abuziv luate. Domnule Onoare, vă aminte, ia cu urmă ce ați aprobat două vânzări de terenuri. De ce spuneți? De acum care? Aia care a vândut este sub vânzări. N-am aprobat noi. Nici n-am avut noi acolo. Aprobat este sub dispensar. Aia erau cu bani deja, domnule. Acum ce vezi? Aici n-ai avizat. Este dispensarul la care merge și dumneavoastră. Este dispensarul la care merge dumneavoastră. Și este foarte necesară. Aia cel puțin am mai cumpărat un teren acolo. Vindim tot și noi acolo lăsăm un grai să fie sigură. Că vii cu tărică, că nu știu cine. Ia să mai lăsăm ăștia, că nu știu ce face acolo și aia. Am făcut aia vândită mai deponit și mărăcinii sunt mai înalți ca mine. Poți să joci tananica acolo, mărăcinii aia. Pentru ce? Și mai la deal între Mihai și acolo și iar la fel, s-a ocupat terenul ăla și nu se folosește pentru ce s-a luat și pentru ce s-a vândut terenul ăla. Și cine-i de vină, domnul? Cine-i de vină? Cei care au aprobat. Dar nu e așa. Cei care văd și nu fac nimic nici acum. Băi, care văd și ce, adică ce vrei să spun? Să mă duc să-i dea la ăla în cap. Am zis, nu, domne, nu să mă închiriați dacă vrei, dacă nu, nu. Nu să vinde nici o palmă din pământ. De acum încolo.
Dar bineînțeles că ce? Ce vrea să zici, să zici că dispensarul era necesar să ia pământul ăla de care-i făcut acolo? Să nu vină și alte cu motivii necesare ca să zic. Păi tocmai că nu iese, nu, nu o să mai fie. O să vedem. Că la Stepan a cumpărat concesiunea, i-a dat bani lui Cristea pe clădire și așa s-a făcut concesiunea. A ocupat a concesiunea 3 metri de teren, după când am înțeles de drumul ăla, și a ocupat, nu știu, acolo un hectar de pământ. Pentru ce? Haideți să fim serioși. Apropo de terenul, domnul Bogdan, am înțeles că și dumneavoastră a concesionat, nu știu, vreo câțiva ani de teren. A făcut o cerere, dar nu știu. S-a făcut el. Și eu l-am întrebat pe domnul Băscă, și a zis că e Bogdan și nu știu mai cine acolo. Domnule, am eu cerere de aprobare, cine vorbit, am făcut o cerere, nu mi s-a aprobat. Păi, omul lui Dumnezeu, eu te-am întrebat, ai ocupat terenul sau nu l-ai ocupat? Nu am ocupat, domnule. Așa spune, așa vrea. Am contract eu de concesiune. Nu știu, păi tocmai te-am întrebat. Dar nu vorbiți, domnule, aiurea. Păi nu e aiurea, domnule, te-am întrebat, n-am vorbit aiurea. Am o cerere de mers aprobat. Păi pe asta e, dar te-am întrebat, mi-am ocupat să nu. N-a nimerit pentru asta. Hai să trec la subiect. Supun la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Vituz și din subordinea Consiliului Local. Înainte de a trece la discuție, am rugămintea. E o temă sensibilă pentru toată lumea. Și să încercăm să discutăm civilizat și în același timp eu mă bucur pentru că s-a făcut proiectul de hotărâre pe funcții și nu nominal. Ca să nu mai existe, ca să nu existe după aceea discuții din partea unora și altora că are cineva cu cineva. Nu are nimeni cu nimeni, ci trebuie să dezbate și să luăm cea mai bună decizie pentru toată lumea. Atât pentru angajați cât și pentru bugetul comunei. Domnul Ionel Gheorghe, aveți cuvântul. O problemă mult discutată și în ședința de comisie, și în afara ședinței de comisie, și în ședința informativă pe care am avut-o cu colegii din Consiliu, și cu personalul din primărie. Acum, care ar fi problemele care s-au desprins din toate aceste discuții pe care le-am avut? Absolut toată lumea din primărie, de la femeia de serviciu și până la șefa serviciului de contabilitate, vor salariu egal cu al viceprimar. Nimeni nu vrea mai mult. Vă dați seama că sună puțin aberant cu lucrul ăsta și atunci trebuie făcute departajări. Departajări pe ce temă? Una temă e, unii au studii superioare, unii nu au studii superioare. Unii au un serviciu mai important și alții un serviciu mai puțin important. Păi scuzați, dar trebuie văzut fișa postului, responsabilitatea fiică, vește funcție de asta, corect. Se dă și salară, nu? Nu o tova, nu se poate o tova. Acum, e adevărat, în grila de salarizare propusă de serviciul nostru de personal, din primărie, da, într-adevăr, așa asta e, sub coeficientul 4. Coeficientul 4, cred că legea a citit-o, nu mai revin asupra da. Prevederilor legale, că coeficientul 4 este coeficientul maxim admis pentru nivelul populației și pentru nivelul comunii Vituz, între 5.000 și 10.000 de locuitori. Viceprimarul are coeficientul 4, se plafonează salariul la 4. Ceilalți 3,99. Sună puțin așa cum toată lumea 3,99, se ține cont de ierarhizare. Ierarhia este în lege. Vă lasă-și pe masă să vorbiți oricât de mult. Dar vreau eu să discut toată treaba asta. Bine, mai puțin au muncitorii, mai puțin au cei de la apă, mai puțin au tractoristul și foaia. E adevărat. Așa se cuvine. Acum, 3,99 ăsta pe undeva irită, așa și pe mine m-a iritat. Să-mi cer scuze față de asta, dar chiar 3,99 ca să nu fie 4, 10 lei mai puțin sau 12 lei. Ne-a putea să fie și egal. S-ar putea, uite, Consiliul are dreptul să hotărască. Că e 4, că e 3,5, că e 3, nu știu ce. Noi am spus așa, nu, domnule, nu ne apropiem mai mult de 5% sau 8% de salariul viceprimar. Care e plafonul maxim, ca să lăsăm și un loc de creștere.
Dacă eventual mai sunt probleme, că cineva solicită creșterea salariului pentru merite deosebite, muncă peste program, să știu eu ce mai face. Asta e în afara salariului de bază. Premiile de excelență da. Se acordă. Da, am citit tot. Pe de altă parte, s-a venit cu o propunere din partea... Domnului Vacaruș Petrișor. Vacaruș Petrișor, da, eu vreau să zic din partea comisiei, la care sunteți dumneavoastră, cu o altă grilă de salarizare. Mai mică. Acum, cât este de mică? Eu aș fi vrut să știu, dar să avem un document aici pe masă, care este influența măririi salariului, influența aplicării acestei legi, că se aplică legea. Bineînțeles că se aplică. Noi ce facem? Cum? Răspunde la întrebarea, se aplică, se aplică. Cum se aplică? Toată lumea, de la legiuitor și până la noi aici, dorește să crească salariile bugetarilor. Salariile angajaților din administrația publică, indiferent de funcțiile pe care le au, ele trebuie să crească. Nu au crescut chiar toate, unele au mai scăzut, că erau mai mari. Marea majoritate au crescut cu împărțirea da. De noi, doar câteva da. Au scăzut, dar marea majoritate am mai, am mai început discuția odată că influența, da, faza în care a fost propusă de serviciul de personal de aici, cu coeficienții 3,99 până la 1, mă refer la ordinea descrescătoare, este de 1.260.000.000 pentru cele 5 luni care au mai rămas din anul 2017. De ce 5 luni? Începem cu 1 iulie, se aplică și decembrie se ia salariul în ianuarie. Deci trecem în anul celălalt, discutăm de altul decembrie. Acum, ar fi fost bine să punem și aici o cifră. Doamne, influența pentru grila propusă de noi este de atât. Ca să vedem care e mai mare, care e mai mică. Și să facem o comparație. Acum, iarăși vă spun, deși are niște carențe, are niște lipsuri, comisia a dat aviz favorabil, ca să poată fi pusă în discuție. Aici să iau o hotărâre, dar hotărârea finală să ia în funcție de discuțiile pe care le purtăm cu toți. Și în funcție de votul pe care îl avem aici. Acum, 8%, 8% era propunerea comisiei noastre și a PSD-ului. O diminuare cu 8%. Diminuarea plafonului cu 8%. Deci nu 4, 8% din 4 față 3 coeficient. Problema de origine, dacă se încadrează și în fondul de salarii. Păi, în fondul, să nu uităm fondul de salarii. În fondul de salarii nu știm dacă se încadrează. Fondul de salarii creează. Rectificarea de buget nu cuprinde. Rectificarea de buget nu cuprinde și influența pe care o dă aplicarea legii salarizării. Ea trebuie făcută. Nimic de zis. Dar nu cuprinde și nu o știm deocamdată. Noi ce vrem să facem e ca salariații să ia de la 1 iulie să ia salariul mărit. Aia va fi pe 7 sau pe 8. Unii mărit și alții mai puțin. Să luăm mai puțin, ca așa e regulă ajută. Ce să facem? Nu fac nicio glumă. Până, dar condițiile în care de fapt ea este secretar și vorbeați, pentru că coeficientul dumneavoastră este 99. A rămas definitiv? Nu. Vroiam să... Aici se hotărăște acum. Și vi se pare anormal? Concursul de secretar am întrebat dacă a rămas dânsa. Nu s-a dat concursul. Dar se concurs. În condițiile unui coeficient de 30 ceva, nu știu cine va veni la concurs. Cum vreți să propuneți dumneavoastră și de acolo trebuie să scadă, da? Și nu cred că domnul viceprimar are o răspundere mai mare decât secretarul, șeful serviciului și așa mai departe. Cine era coeficientul 4 poate să treacă prin fazele care trece un viceprimar, să se înscrie la alegeri și să candideze pentru funcția de viceprimar. Nu e ușor să ajungi nici primar. Dar nici nu e ușor, dar nu răspunde la unui viceprimar care răspunde la primarului, de exemplu, care urmă la cum măsurați răspunderea asta? Și vorbim și de... Nu vreau să ducem polemic. Da, vorbim și de niște studii și de niște bani cheltuiți în școală, pe unii pe banii părinților, alții pe banii proprii, adică... Iar mai venim la aia, că studiile le-a făcut datorită părinților, da? Și datorită lor, care au fost Nu pune probleme, nu mai spune. Este vorba ceea ce face viceprimarul sau, nu știu, oarte, o cel de compartiment, viceprimarul de la ora 7 până la ora 7. Domnule, dar... În noaptea e zi, sărbătoare, el... Dar eu n-am spus că nu este. Aici nu se ia de persoană, de consilier eu. Nu vorbeam,
vorbeam... Că nu are studii superioare, sau nu? Păi dacă nu are studii, nu poți să ocupe o anumită funcție. Dar viceprimar este cel cu 7 clase, domnule primar. Hai să nu... Celelalte funcții. Vreau să vă spun că nu e bine să ne asumăm singuri răspunderi și să ne asumăm singuri calități pe care le avem sau nu le avem. Haideți să vă dau un exemplu din istorie. S-a spus despre Stalin. Stalin nu este ce crede el despre el, este ce crede el. Nu mergem înapoi la teoria. Da, vreau să nu, dar vreau să nu-mi pună pumnul în gură cu teasta. Nu-mi place, nu-mi place. Lăsați-ne să votăm. Dacă lege scrie că se plafonează, nu spune dacă are răspundere, dacă nu are răspundere. Când se plafonează. Dacă lege spune că în Consiliu să hotărăști. Păi lăsați-ne să vă dăm, nu săriți la noi, că nu, eu vreau 3,99. Nu, dar este normal 3,99. Să spuneți noi punctul de vedere. 3,99. Și până ieșiți la pensie, vă să aveți timp să vă lăsați la 3,99. Da, de exemplu, 3,99, care era la funcție de cabine, el e fix, nu va fi modificat niciodată. Nu e funcție de gradație, nu e unde știm noi asta? Așa e legislația. Dar dacă legii spune că odată cu mărirea salariului la primar, 10% este și indemnizația consiliului. 10% la 10%, maxim, da? Maxim pe dar nici nu a dat și postului local când s-a mărit salariul primarului. O să vă dea dar noi ce suntem aici? Suntem nimic? Nu suntem nimic, aproape nimic, domnul primar. Păi, dar de ce nu ți-și dă ce vreau să vedeți la tia noastră? Domnul Soros, indemnizația de cuantumul de 10% este acum din luna iulie. Vorbim de diferența din lunile anterioare de 5% față de salariul primarului. Da, ai văzut ce a zis? Îmi cer scuze că intervin. Dar zic ce a zis în Comisia de la Cultură, am cerut impactul bugetar. Dacă s-a citit procesul verbal, am cerut impactul bugetar și cu specificarea dacă se depășește fondul de salarii. Am văzut că trebuie rectificare, trebuie să depășește fondul de salarii, dar nu nimeni, nu spunem că vreau să... Am dat cu degetul după ecranul calculatorului, eu vreau un document, nu așa. Eu ce să spun colegilor de aici, din comisie și din consiliu? Da, domnule, am cercetat și mi-a arătat cu degetul pe ecran. Păi nu se poate așa. Trebuia să multiplicăm vârstii. Ia spune, uite, are semnătură, are tot, poftiți domnilor și citiți-o. Asta este influență. De ce ne ferim? Bine, sunt alte înscriere la cuvânt? Apropo de ce ți s-a zis acolo, de studii, nu știu ce. Am văzut la o manifestație de asta, nu știu în ce comună stat, că am ajuns la mâna consilierilor, apropo de salarizare, consilierii având 4 clase. Ori dacă ne uităm noi în jur acolo, nu prea sunt ca cu 4 sau cu 7 clase, cum era. Că majoritatea avem studii medii, medii tehnice și superioare. Așa că să nu mai punem problema atâta. Eu înțeleg pe ăla care l-a făcut la zi, acolo o facultate la zi în care s-a chinuit. Dar nu unul care s-a dus la Carol Davila și să bată cu cărămina pe care nu știu ce studii la Oxford sau la Sorbona. Hai să fim serios. Că poate dacă trăia și tata meu care nici nu l-am cunoscut, poate făceam și eu o facultate. Dar n-am avut posibilitate, cum au avut alții. Hai să terminăm cu studiile astea acolo. Că domnul primar, dacă are studii medii tehnici și ordonator de credit, dar atunci care e problema? N-ați înțeles, eu n-am făcut apreciere la nivelul studiilor dumneavoastră. Păi nu la rândul, dar am așa ca interpretat. Am o comparație vis-a-vis de susținerea domnului Ionel cu privire la cuantumul maxim de la care pornește ierarhizarea funcțiilor. Și încercam să-mi explici care e rațiunea dumnealui pentru care apreciază că prima funcție după ierarhizarea funcțiilor este cea de secretar, ar trebui să fie de 3 și ceva, un procent mai mic de 8% față de cel propus de noi. Da, așa, încercam să înțeleg rațiunea dumneavoastră. Și rațiunea mea este următoarea. Omul nu e în prag de pensie, mai are 2 ani și este la pensie și trebuie să ajungă la salariul maxim. Conform legii, secretarul și șeful serviciu are inclus în salariul de bază prevăzut sporul de vechime la nivel maxim, da?
indemnizația de conducere, deci la secretar și la șef serviciu, aceea este indemnizația maximă pe care nu poate crește. Nu poate crește. Dar nu poate crește, alea sunt fixe. Odată stabilite, alea rămân fixe. Față de celelalte funcții care în funcție de... Eu când am ieșit din școală, nu mă împic, domnule, când am ieșit din școală, am avut salariul mai mare ca pensia mea după 47 de ani vechime. Și am mers de la mecanic, categoria 1 până la 6-a, după aia am făcut studii meritenice și m-am luat acolo. Deci așa de merge de achizare, nu merge la maxim, domnule, 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 deci am spus așa, în mod de la. Doamna Vacă, vă rog să avem discuții mai temperate. Atât ai voce și vă joci de. Vă rog eu frumos. Cum să vorbesc mai mult? O ultimă remarcă vreau să mai fac. Mi s-a atras atenția că la consilieri se dă prea mult. Prea mult pentru... Ce se dă prea mult? Diferența aia eu dau. Indemnizația de consilieri este prea mare, pentru că consilierii muncesc 2 ore pe lună. Deci, față de mine, față de noi, cei care suntem aici, și-a permis cineva să-mi spună, da, dar nu faceți nimic. Voi nu faceți, uite, facem. Păi, dar domnul Ionel, dar în condiții în care dumneavoastră vă permiteți să... Păi, uite că facem, da. Dacă vedeți că facem. Dar faceți doar domnul Ionel. Domnul Acasărina? Da, am terminat. Și așa am văzut ce cam mare. Nu-mi trebuie. Domnul președinte, problema de această lege, nu știm cu toți, a fost mult contestată. Da, a trecut prin Parlament, a fost promulgată de președinte de Senat. Ea a intrat în vigoare. Dacă stăm să ne amintim, salariul funcțional din primărie era derizoriu. Salariul minim pe economie. De ani de zile, cred că 7 ani de zile, de când avem un post la cadastru, vacant, nimeni nu s-a înscris. Prima dată când vinea candidatul, ce salariu? Atât. La revedere. Acum, dacă s-a ajuns, ca și bugetare, după atâția ani și ani, să iau un salariu, acum ne găsim noi să încurcăm trebuie. Dar nu, asta e părerea mea. Vă mulțumesc. Așa este. Așa este. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, vreau să face discuție la aleșii locali. Deci, aleșii locali, există o lege a aleșilor locali, unde nu se scrie nicăieri, nu-i stipulat studii. Este ales, poate să fie fără nicio clasă. Am mai vorbit odată și când domnul Dorel spunea că viceprimarul trebuie să facă nu știu ce trebuie, că el a făcut mediu și a făcut ăsta. Uitați că vine mediul în fiecare zi la control, nu mai discută cu nimeni, am primit, că a aruncat nu știu cine gunoiul, am primit 15.000 de lei amendă și zice după aceea mergeți voi mai departe și dați amendă mai departe. Dar amenda care am dat-o rămâne amendă, nu știu cum să spun. Și vreau să spun că n-are rost să discutăm despre aleșii locali. Aleșii, ei sunt aleși locali, este o lege separată, au statutul lor și n-are rost să discutăm în ședință încă o dată sau a mea oară aleșii locali. Ei au statut special. Dacă discutăm despre personal, de aia s-a făcut grila de salarii. Pentru că nu e ocupă. Grila este dacă vine un debutant, mergi de la zero în sus și cum se ocupă locurile. Că de multe ori ați văzut și la mediu era postul cu vechime. Nu s-a n-au fost oameni cu vechime, a trebuit să pierdem nu știu cât timp să-l aducem la grupa 0, cu fără vechime. Că în timp înaintează, de aia s-a făcut grilele astea. Când ajunge, a trecut o lună sau două luni sau un an de zile și are comportament muncă sau știu eu, criterii de departajare, trece în următoarea grilă și să fie semnată, aprobată de dumneavoastră. Eu sunt sigur că legea asta se mai schimbă, pentru că este destul de vagă. Peste tot este nemulțumit, mai ales în satele mici. Noi suntem niște oameni totuși că e comuna destul de mare, dar și munca e destul de mare față de ăsta. Nu putem compara cu o comună mică. Pentru că vă spun sincer, și salariul aleșilor locali la Consiliul Județean este mai mic. Propus de mine.
Deci, au, ei au 700. A consilierilor. A consilierilor lor, da, județe. Consilierii județe. Cum, domnule, dacă eu am vorbit la sfârșit? Le-a aprobat maxim 10%, le-a aprobat probabil la 100%, de mai mic. Problema care este? Trebuie să recunoaștem că viceprimarul, funcția de viceprimar, nu are atâta responsabilitate cât are un secretar, cât are un șef contabil, consiliu juridic. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Vedeți, salariul primarului și asta, indiferent cine este, nu-l fixează ăsta, îl fixează de la minister, nu? În număr de, după numărul populației, după numărul ăsta. Nu l-a fixat nimeni, nu. De sus a venit. Uite, asta e de parlament. Asta e parlament, n-ai ce să faci. Este lege și te supui. De aici, de la viceprimar în jos, începe să se discute treaba. Și aș vrea să și detaliați părerea instituției prefectului vis-a-vis de organigrama noastră. Pentru că au fost în control săptămâna trecută și au spus că față de munca pe care o desfășurăm vis-a-vis și de populația comunei, suntem personal insuficient. Insuficient? Da. Da. Am avut control pe 13. Suntem foarte puțini. În comparație cu ce muncă se desfășoară. Ne-am făcut ca să alegi ce dau afară să se plece. Dar n-a zis nimeni că angajează. Vă spuneam doar ce a spus și la prefectură. Exact pe timpul lui Dălicean am fost domnul care în tunelul Soria te-a murit. Nu mai angajați. Tot în trecut de când am fost tot așa în Consiliu. A zis, nu mai angajați oameni, o să pleci sau o să dați afară, o să vină ea. Exact așa e povestit și acum cu criza care îi se apropie. Domnul inginer, a venit doamna fondală, dacă doriți... Păi nu, dați-ne o hârtie cu influența aia, chiar așa de multe rugăminți? Nu, e secretă? Dar prezent, unde e, nu? Unde e? Să o vedem și noi. Dar de asta sunt aici ca să o prezint. Dar dați-ne o hârtie scrisă, ce e așa de vedem că acum și eu se roxez, nu mi-a cerut nimeni să o prezint. Sunt aici ca să prezint. Să vedem și noi care este influența și să comparăm cu propunerea asta, mai e o propunere. Pentru grile de salarizare făcută de... Dar chiar v-ați această propunere, când ați intrat în posesie? Acum. Nu. Și ați avut timp să studiați? Nu, dar măcar să fac... Să compar. A făcut o comparație, domnul Apostol. Dezbatem, dar asta trebuia... Ca să fac... Să fi discutat la comisii. Sau după aia mai făceam o ședință de comisii. Să fi pus în balanță. Și am votat noi. Ce este asta? Domnul Apostol, hârtile le-am primit vineri. Dar de vineri m-am întâlnit cu Bogdan, am și discutat de câteva ori. În urmă analizei. Acum ore bune și am făcut și calcule, am făcut acest amendament. Era nevoie să merg la fiecare să-l dau înainte cu o zi. Am zis că suntem aici, o dezbatem, o prezint, o justific de ce am gândit așa, pentru că așa mi se pare normal. Eu am văzut-o și eu astăzi, dar nu văd nicio rațiune în reducerea asta cu eficiență. După ce o să explic, eu am muncit 16 ani în primăria asta, și mi-era rușine când mă întâlneam cu cei din învățământ și aveau de două ori mai mare salariu ca cei din primărie. Iar greu în fiecare localitate în România asta au luat și primăriile, să fie clar. Cu salariul de mizerie, de aia când am venit costurile ocupate toate. O voi justifica, dacă sunteți de acord cu ea, o votați, dacă nu, nu o votați, nu o fac pe gât nimănui. Râsul lumii cu cei care lucrează în administrația publică. Ca și situații financiare, vreau ca să vă prezint. Avem în buget 2.270.000, la ultima execuție în care includ salariile și pe luna iunie, avem o realizare de 1.269.000. Deci până la sfârșitul anului 1.716.000. Făcând o medie a fondului de salariu lunar, ajungem la 181 fondul de salariu lunar realizat, iar media necesară este, adică diferența care ar mai trebui pentru acoperirea salariilor este de 28.638. Astfel vom ajunge la un fond de salarii de 209.000, înmulțit cu 5 luni până la sfârșitul anului, ar rezulta 1.049.000. Iar noi avem 1.716.000 în buget. Vreau să vă spun că am făcut pe categorii de salariați
diferențele la fondul de salarii. Băi, sunt ședința noastră, m-am parat. Și avem așa o diferență de 48.000 până la sfârșitul anului, pentru 5 luni vorbesc, la demnitari, o scădere de 2.300 la funcționarii publici. Deci aici scad salariile și scad destul de mult. Și o creștere la contractual de 60.000. Acum, dacă ele vor scădea și mai mult, da, vom vedea ce se va întâmpla și cine va veni să mai lucreze. Că așa cum, că atunci când au fost scoase posturi la concurs cu principal sau asistent, n-a venit nimeni. Că... Păi era salariile să vină doar. Vreau să vă mai spun că la... Aici spune că toate salariile sunt calculate la gradatea 0. Da. Înseamnă că vor să vorim modificări, că se adaugă vechimea, nu? La salarii. Da. Eu, când am făcut influența la fondul de salarii, am avut în vedere și vechimea. Aici apare gradatea 0. Da, da. Eu la calcul am avut în vedere și vechimea. Nu, nu mai trebuie. M-am dus și am luat pentru fiecare cât vechime are pe persoană. Am înțeles, dar aici apare gradatea 0 și mă gândeam dacă nu cumva după aia cineva poate să spună că mai adăugat în forma inițială proiectul și poate să-și ia drept. Gradația 0, așa e și în lege. În toate grilele la gradația 0. În grilele celorlalți care au grile, se dă la gradația 0. Apoi fiecare, în funcție de vechi. Apoi trece la gradația, intervine dispoziția domnului primar. Dar așa e și legea. Care calculează salariul, care dispune salariul pe persoană. Acolo e pe local stabilește pe funcție, grad și gradație. Sunt alte înscrieri? Da. Dacă, noi am aprobat la maxim, da? Dacă o persoană trece dintr-o vechime, dintr-o categorie de vechime în altă categorie de vechime, deci nu mai poți să-i mărăți. Ba da, între gradați, între funcțiile respective, fiecare funcție are calculat salariul de bază la gradația 0. Și poate trece, bineînțeles, fără a depăși următoarea funcție ca și ierarhizare. Adică s-a avut în vedere la calcul salariului de bază și includerea sporului de vechime, în așa fel încât să se respecte ierarhizarea finală. E o problemă sensibilă, chiar dacă am putea să înregistrăm discuțiile acum, ar putea să ne spun și le ia cu el și ceva. Păi nu ne le aduce, păi nu plătim fără să ne aduce CV-ul. Dar și în situația că peste un an venim aici și vrem să vedem ce am CV-ul. Găsim CV-ul la CV-ul și noi toate? Păi de asta să registrăm ce vrem. Unde e? Pe dea sau unde de proiectat? Dar noi cu... Putem, dacă avem un proiector, dar într-un calculator. Întrebăm. Întrebăm, nu, că lucrurile astea se uită. Eu vă spun eu precis. Da, exact așa se întâmplă. Eu am făcut salariul de 25 de ani, am făcut la toți subordonații mei acolo și le-am dat în funcție de vechime, cantitatea, calitatea și importanța muncii. Așa se discută, așa se discută așa. Nu se discută. Și a dat la maxim de prima dată, eu greșeală, eu vă spun din capul loc. Chiar dacă se supără, toată lumea vorbește. Nu mai e cum să ne mărești în viață. Păi nu mai mărești. O să ceară. O să ceară oameni. O să ceară. Doamne, dar e normal. Dar nu trebuie să ceară oameni buni să depășim plafonul. Ce să mai ceară? Stau de 10 ani. Dar nu le ceri, dar nu se dă. Stau de 10 ani urmat. Păi stau de 10 ani, trec la altă treaptă de vechime, iau coeficient. A, să iei, domnule, când ei muncesc, nu alții. Dar indemnitația consilierului cât a rămas? 10% din indemnizație. Până la 10% dumneavoastră votați, bineînțeles. Păi, dacă o votați, puteți să votați și puteți lua și mai mic, dacă nu îți gădeți. Nu mai numeam 1%. Da, dar apropo, 10%. Când a devenit primar, că el nu vei merge. Dumneavoastră puteți să votați mai puțin. Adică mie nu-i fie mult interesant salariul. Domnul președinte, nu spuneți mie, spuneți tuturor consilierilor, nu doar mie. Ce? Da, trebuie să vă adăsați consilierul, pentru că nu doar eu vorbesc aici. Problema care este, la ședința de comisie, noi am invitat doamna amicul Cristina la discursul mare. Noi am întrebat, deci, această
privința rândare tot, a fost conceput conform parametrilor și vedeați în lege, confirmat, da, exact, conform legii a fost tot. Iar dacă ne uităm bine, avem și membrii unei comisii, deci nu persoană singură din primărie și-a asumat acest. Nu uitați, avem 5 membri. Ne asumat, noi ne asumăm. Bine, ne asumăm, dar și ei. Ei au lucrat la documentare. Ei au lucrat la... În primul rând ne asumăm noi și apoi ne apoi. Păi nu, să la avea de primărie, a făcut această da, dar și noi răspundem inițial ca un document. Au și eu răspundere pentru ce-am făcut aici. Cea mai mare răspundere. Păi au semnat, uitați-vă. Membrii comisiei, nu cred că... Și domnul primar, care da, bineînțeles. Dacă nu mai sunt primar, primarul care a fost înainte avea... Ce avea putere, că n-ați văzut cum... Mai bine ar face de gură, că numai eu știu cât acum... Dar nu v-ai certat. Eu să fiu un spune-mi pe cea copie! Pentru că vă arăt că nu știu la în cap, că nu merge apa și eu nu pot să... Păi și nu merge apa, din cauza primară? Din cauza primară, că nu pot să acționez unde-i basinele de apă, unde-i capioarea de apă. Pentru că ați dat declarație falsă. Nu, pentru că tu ce coloții n-ai dat vreo să expropierea s-o aprobați. De fac 5 ani... Eu am propus expropierea și nu te-am pasat.70.000 pentru toate capitolele, toate anual. Activitățile. Da. Păi atât e prevăzut în buget pe anul ăsta. Atunci cum se trece? Deci era la 1.000.000 de euro aproape. Ei, nu știu ce ați înțeles. Fii mai atent. 500.000. 500.000. 500.000. Nu e chiar. Nu știu de la ce e. E jumătate. Da, o rectificare, deci nu intră și învățământul. Învățământul, da, învățământul sunt sume din TVA, sunt venite din lumea noastră. Cu învățământul nu ne... aproape la 1.000.000 de euro, nu? Păi, învățământul... Învățământul e subvenționat. Știu, dar zic, cu învățământul ar fi cum am auzit pe da, mine. Dacă ai și învățământul, da. Știu, da. Am pus-o toată pe bani. Învățământul e din TVA, nu are niciun. Dar cu învățământul e așa, cum am auzit. Da. Tot cu învățământ, așa cum ai auzit. E bine. Dacă îmi permiteți, o să prezint rațiunea amendamentului pe care l-am format împreună cu colegul domnul Vacaru Bogdan. Noi am pornit de la baza legală, în care și în proiect se prevede gradația zero. Practic, noi de aici am pornit. Noi aprobăm, în forma propusă, gradația zero. Dacă ne uităm pe articolul 10, care spune în felul următor. Deci se oferă tranșele de vechime în câmpul muncii, se acordă după gradații, rezultând nou salariu de bază. Deci noi, practic, și conform legii, ar trebui să aprobăm salariul de bază cu gradația de vechime. Care este nou salariul de bază? Consiliul Local aprobă salariul de bază, adică și tranșa de vechime. În forma propusă, este la gradația zero. Chiar dacă s-a avut în vedere, teoretic, orice angajat din primărie poate să conteste hotărârea Consiliului Local și să ceară sporul de vechime, conform articolului 10. Păi dacă spune legea că vechimea intră în bază, ce sunt? Păi cum să? Păi noi pe forma propusă, nu avem
Dar îmi pare rău, scrie gradația 0. Da, dacă ne uităm la propunerea dumneavoastră, n-am văzut o diferențiere pe gradație în funcție de venime. Vă și zic și de ce. Vă zic și de ce. Nu a specificat. Pentru că nu știu vechimea fiecărui funcții sau angajat da, nominal. În raport da, scrie. Vechimea fiecărui funcții nu se calculează 0. În funcție de persoană, da? Adică trebuia să stabilești în așa fel încât dacă unul pleacă din funcția respectivă și vine altul, să ai posibilitatea să-i acordezi tranșa de vechimii corespunzătoare. Absolut. Deci, ceea ce spui tu te contrazici singur. Spui că noi nu am precizat gradația în proiectul de hotărâre, deși am scris gradația 0, și că tu nu ai putut avea în vedere, având în vedere... Pentru că este nominal. Da. Și nici măcar n-a zis că e de la gradația 0. N-a specificat deloc. Aici scrie în raport. Nu mă, dar vorbesc că el spune că noi n-am făcut ceva, dar nici el n-a făcut. Deci noi cu uitați aici, la prezenta grilă se aplică prevederile articolului 10 sulare de bază și gradație. Dar nu mai, lasă asta. Tu ai dat acolo articole din lege. Dacă n-ai dat această grilă de salarizare pe care o are toată lumea, acolo ai dat articole din lege corespunzătoare. Și ce scrie aici? Dar eu vorbesc de grila asta care trebuie să... Dar este specificat în domeniul. Dar în cazul în care, să zicem, că va trece amendamentul tău, cum va trece, având în vedere că forma propusă nu prevede nici măcar gradația 0? Serviciul de contabilitate, după ceea ce scrie aici, aplică nominal. Păi același lucru și la ce? Așa scrie și la raportul nostru, scrie gradațiile. Unde? Uite aici. Gradația 0. Și aici? Sunt calculată gradația 0, scorul de vechime se calculează după cum urmează. Facem o dezbatere. Cum nu scrie? Scrie! Ce înseamnă... Dar nu scrie chiar și în grilă, vede toată lumea aici, la funcții publice și demnitar, dincolo la contractual, scrie gradația 000. Așa. În grila ta nici nu, măcar nu scrie gradația 000. Zici tu că s-a întâmplat ulterior. Scrie aici? Domnule, dar eu vorbesc, dacă s-ar concretiza propunerea ta, ar trebui grila ta, tabelul tău, întocmit, introdus în hotărâre, ar avea gradația 0, ar mai respecta prevederile articolului 10 din lege? Nu. Pentru că spune aici, nu am scris aici 0, 0 am spus aici. Nu este același lucru? Citiți aici ce scrie, la prezentă grilă. Păi nu, dar trebuie să stabiliți concret, nu că zice. Păi se calculează. Se calculează cine? Păi nu, dar tu spui că noi n-am făcut într-un fel și că tu ai făcut corect ceea ce e total invers. Haideți să terminăm o dată, domnule, că mai avem altfel. Pe ce? Pe ce? Eu nu trebuie să trimit acum la 10 un pachet pe limitare. La noastră. Dar tu, dragul. Păi, dar terminați, că noi asta așteptăm. Pe ceea ce spuneți dumneavoastră înseamnă că salariul vă crește. Pe cele propuse. Dar trebuie să nu și fiecare, pentru că nu poți să stabilești trebuia să ai în vedere nominal. Pentru că pe funcția aia poate veni altcineva cu altă tranșă de vechime. Se modifică? Și eu, din propunerea asta pe care ai făcut-o, nici nu dau seama dacă între 2900 de cât consilier juridic inspector superior 3200 și 2900, da, între 2900 și 3200 respectă tranșa de vechime. Astfel încât cel cu tranșa, ultima tranșă de vechime de la principal, nu depășească deputat cu 3200. De ce să-l depășească? Păi că vă depășește, nu mai respecte la vizare. Dați-mi voi 10 minute să pun un pachet. Spuneți cum vă dați. Cum vă dați la proiectul ăsta. Sunteți liberi. Dar nu, că trebuie să votezi. Stați, votați. Păi, dar ăla va pun mașina. Vă duc eu pachet. Că dumneavoastră nu vă înțelegi. Trebuie să mai discută. Așteptăm, domnule. La ceea ce am propus... Azi este că n-am votat și imediat. Un minut. Încă un minut. Azi este că nu mă așteaptă la cu mașina. Că are persoane în mașină. Domn primar, vreau tot dezbătut. Care-i punctul dumneavoastră de vedere până la urmă? Dar nu vi l-ai expus până acum? Dar l-a spus. Nu, că m-a semnat proiectul. Păi, dar proiectul, domnule, m-a semnat proiectul dumneavoastră. Nu e inițial, domnule, semnați. Un alt punct de vedere, neapărat, nu? Nu mai nu spune, a semnat, a semnat. Mai câte o primar, spune-te, dar nu vezi, nu-l spune. Păi, dar de ce vreți să determinați să schimbi punctul de vedere? Care e? Eu am întrebat, nu mă lăsați. Haideți, domnule președinte, haideți, vă rog. Domnule, domnul Boacu de Oman.
Domnul Doamne Leonard. Dar și cum contează? Dacă îmi dați voi. Mie îmi pare rău că nu stați, e o problemă destul de importantă și nu aveți răbdare să ascultați. Domnule Leonard. Domnule Leonard. Mie îmi pare... Coaliția. Păi dar trebuie să știi cum contează. Hai că vin înapoi, vin înapoi. Du-te și vin înapoi. Trimite-o pe cineva să-ți ducă pachetul. Stai. Ce picini? Du-te și de la Adrian. Deci, ce se întâmplă? Eu, legea asta, cum am înțeles-o, am văzut și salarii cu cum s-au făcut, cum le luau, cât lua fiecare. Cu adausul, că mulți față de salariul de bază, era unul salariul de bază, dar se luau niște sporuri, după funcție, șef de birou, ăsta. Așa am prins eu salariul în ăsta. Acum legea asta am studiat-o, am discutat-o, am zis dacă avem fonduri de salare, e bine să o dăm. De-aia am dat și la consilier maximum, cu toate că dacă am zis dau aici, dau și la consilier, maxim. Acum, dumneavoastră, dacă aveți, dacă credeți că e prea mult, am fost prea de arme, puteți să scadeți, că... Scadem la consilier, scadem ce la primar. Domnul Ostoloș, spre deosebire de alții, eu când am venit aici, n-am cerut, am venit pentru salariul care mi s-a dat. Nici n-am întrebat de salariu și nici n-am întrebat dacă am mașină ca să-mi duc tărița acasă sau copiii la școală. După aceea voi propune... Care de 8%. Diminuarea cu 8%, nu? Nu, plafonarea la 8% mai puțin decât al primarului, al vicepriman. Adică, de jos. Care să fie coeficient? 8%. 8%. Și pentru toate funcțiile? Pentru toate funcțiile? Nu, pentru funcția anterioară la 1450, n-ai ce să. Și la consilier să fie 10%, da? Acolo să fie maxim. Nu, la consilier, problema este așa. Eu m-am simțit oarecum ofensat, altfel, ca să zic. Când mi-a spus ceva, dar voi de fapt ce faceți pentru aia de ceva asta? Nu faceți nimic, a venit 2 ore pe lună la ședință. Nu contează nici studiul de acasă, nu contează nici că redactăm proiectul de hotărâre. Nici răspunderea. Nu, vigerare, nici răspunderea pentru semnare. Haideți, domnul Petrișor, ce faci? Domnule, clarificați amendamentul dumneavoastră. A, domnule, 8%, cum a rămas la viceprimar, în jos 8%. Ce așa greu? Până unde? Când vine coeficientul, 3,60. Până la partea de jos, unde l-ai cum să le mai am numit. Eu votez. Inițial. Domnule președinte, vreau să spun, de exemplu, domnul este președinte de Comisiei Economice și Sociale.
la comisii nu s-a discutat. Nici nu am aplicat acest amendament. Deci nu s-a discutat. Deci noi am votat, așa cum s-a pus, am vin doamna Micu Cristina, am explicat, am stat o oră și ceva aici, ne-a explicat de fiecare. Deci nu am făcut niciun amendament pe raport. Dar și acum de ce? Am făcut în ședință. De ce? Că a zis că nu are nicio influență, că se compensează. Păi, dacă n-a făcut acolo, poate n-a făcut. Da, bineînțeles, dar și de ce? V-ați cineva care insistă la treaba asta și... Mă rog. V-a spus. Și repet, viceprimarul răspunde la viceprimarul, nu se compară cu răspunderea șefului contabil, am un secretar, nu se... Am fost viceprimar și știu. Și unde cum o treaba asta? Mai ales acum că nu s-a luat din multe... Nu mai vă dat viceprimarul, că nu el și-a fixat salariul. Dar nu... Nu asta a zis, a zis că... Vă rog să înțelegeți ce spun. Nu, ci vă zis viceprimar, pentru că nu era mult de muncă, de asta l-a interesat postul viceprimar. Haideți, vezi, terminăm chestia asta. Haideți, domnul Petrișor, haideți. Dacă înțelegi, am spus, dacă nu înțelegi, nu are sens. Voi supune forma inițială, după aceea cu cele două amendamente separate, ca să știe toată lumea cum se propune. Propun la vot pentru în forma inițială. Cine este pentru? Forma inițială. Cu amendamentul, nu, împotriva. Nu, cu amendamentul domnului inginer Ionel Gheorghe. Cine este pentru? Ia numărul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bună ziua! Nu mă dau voi să decât voi. Bună, noi, noi. Păi numai... Noi doi. 2 la domnul Petrișor, 8 la amendamentul lui domnul Ionel și 4 la cele 4 la forma inițială. Deci indemnizația pe cum să nu fie 8 dacă se face semnul doar. Iar rămas cu la fel și cu amendamentul să se scade. Care care? Păi nu se scade tot indemnizația lor. Păi indemnizația consiliului local rămâne la maxim. Trebuie votat. 10% din. Dar nu e 10, domnul primar a propus 10. Până la 10%. Nu, dar pe domnul Ionel ar vrea să-l aud. 10% la dumneavoastră, nu? Da. Da, corect. Este capitol separat. Da, într-adevăr. Care nu e în funcție de salariul viceprimarului. Păi nu e, nu, dar e în funcție de salariul domnului primar și este maxim pentru maxim de ședințe. Da. Adică unii ia maxim și alții care muncesc ia cu amendament. Nu, dar de acum înainte domnul viceprimar își va scrie, că tili nu le vor face alții ca să le semneze. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz pe anul 2017. Domnul Ionel Gheorghe, aveți cuvântul. Aveți favorabil. Ce se întâmplă cu ocuparea funcțiilor publice? Sunt prevăzute 28 de funcții publice în nomenclator. Din care sunt ocupate 9 au rămas neocupate. Noi dăm un aviz formal, deci fără avizul Consiliului nu se pot ocupa alte funcții sau nu se pot distința alte. Păi normal, stabilește cineva de acum, dar nu trebuie să facem timp. Deci aviz favorabil în formă care a fost prezentat. Se scrie cineva la comisie? Am discutat în ce comisie, știi? Cine e în comisie nu le-a spus că n-are nicio influență? Acum ne-a spus că nu are nicio influență. Acum ne-a spus că nu are nicio influență. Toată ocuparea funcției. Am vins favorabil, s-a promis. Cine este pentru? A vrut să iau unul. Sunt două voturi mai puține. Domnul Gabo Mariu și minus 2. Da, dar stă să votează, nu se pleacă că vrea. Așa e. Trebuie să gacificim noi când votează, că noi să explicăm de ce din 15 consilieri, 13 au fost... Ai ieșit la ședință, pentru că ce ședință. Dar nu putem să... Pentru că trebuie să spun prefecturi, au fost 15 prezente, pe care 13 voturi pentru și 2 ăștia afară, să-i spun. Asta spune, să fie tras la răspundere.
Păi cine, dacă domnul trece pe fiecare nu e președintele de ședință, da. Și cu ce să facă la răspundere? Conform regulamentului. Îl dai afară din tot, că nu îi dai indemnizație. Ieșesc domnule afară, dar nu dau indemnizație. Nu dai, dar e posibil. Treci mai departe. Trecem la punctul 6. Marius a venit acum. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirea 150 de metri lineari de gabioane pe malul drept al râului Tus în punctul insula din satul Tus, comuna Tus. Am discutat. Am discutat. Marius și Sundoiu. Să ne abținem și să fie un doi. Să ne abținem și să fie un doi. Să ne abținem și să fie un doi. Să construcția acestor gabioane. Nu mi-a insistat la ei. Asta e clar. Ne-a răspuns scris, domnule. Păi normal. Deocamdată. Nu verbal. Cine este pentru? Nu putem pentru, pentru că nu poate să treacă proiectul. Eu aș vrea un pic în spuneți, spuneți. Această construcție este necesară. Absolut. Deocamdată nu avem posibilitatea să o finanțăm din bugetul local. Adică să nu se înțeleagă că Consiliul respinge o asemenea propunere. Nu, propunerea este foarte serioasă, e demnă de mai mult timp, pericolul care vine asupra caselor acolo, surpare și așa, este necesar. Însă procedura e un pic mai dificilă, este un pic mai greoaie, fapt pentru care la această oră nu se poate vota proiect. Nu putem introduce în buget, în cheltuieli, banii necesari pentru construirea gabionului. Așa că, nu și data trecută, am făcut propunerea să fie retras după ordinea de zi data trecută, nu ca fiind inoportun. Nu suntem în măsură să votăm acum. Asta era toată chestia. Nu se respinge. Eu, dacă am voie să spun două cuvinte, eu vă promit, cum i-am adus și anul trecut și mi-am făcut promisiunea, o să ajung și la forurile de superioare, că aștept să înceapă lucrările pentru să se vadă că s-a făcut ceva în comună, să am semnat câteva contracte de începere a lucrării, încep și celelalte și atunci o să am timp să umblu mai mult pe la forurile superioare. Mă duc și la mediul, la Bacău, am vorbit și cu deputații, mi-au zis că o să mă ajute. Am vorbit cu domnul. Da, domnule, că eu nu mă aduc și tot mor măița, tăceți din gură. Păi cine am voie să... Păi dar n-ai voie, când vorbesc, de ce mor măiești? Eu mor măiești? Păi mor măiești ca ăsta. Păi cum l-am... Tu ce ai făcut? Te-ai dus bea totdeauna, mai tași din gură. Păi dar nu e rușine. Păi ne... Vrei să vă aduc acum toate ce ați făcut? Eu am tăcut din gură, mai bine tăceți din gură. Mor măieți acasă, nu aici. Când vorbești de cineva, respectat. Ceriți-vă cuvântul și am o oră de mormăit. Și mormăit. Dacă îmi vorbesc, eu nu permit să mormăit. Mută din partea aia. Dar nu, dar puțin simt stres aveți, domnul primar. Puțin simt stres aveți, că nu v-am parafrazat sau ceva. Deci eu vă promit că am și eu promisiuni mai departe și cu Pugu, am și cu apele române și eu sper să o rezolvăm. Ca să vină să se țină de cuvânt. Că ajung până la București. Au fost niște schimbări acolo, cineva mi-a promis, nu mai e acolo. A zis, domnule, o să vă ajutăm. Și trebuie insistat. Eu vă spun că de-acum încep să umblu mai departe. Am vorbit și cu domnul Andriș, că săptămâna viitoare ne duce la Bacău, pentru că noi am făcut un cuplu. Cu el este mai vechi, nu mă învață nici pe mine rău, că el a făcut ceva, eu am încercat, că nu sunt omul orgolios, mă duc cu el și cum a rezolvat el, sper să o rezolv și eu. Și să rezolvă și treaba asta. Că oamenii vor punți, vor ăsta, e greu procedura. Uitați, toți proiectanții, trebuia să începem lucrările, toți proiectanții încep să plece, nu, toți vor bani mulți, nu știu cum, vor bani mulți, cu bani puțin, ne-a făcut jumate și ne rugăm. A venit ieri proiectantul ăla pentru Hățman. Ieri ne-a spus că vine la 12, aseară zice că vine azi, ca să începem și proiectul pe Călcâni. Ne izbim de oameni neserioși. Da. Și eu vă promit că se rezolvă și treaba asta. Bine. Exact cum am început. Să vă mai spun o treabă. Toată lumea zice că nu ne implicăm. Uitați, am luat să face pe părâu sărat, să începem să facem drumuri. Le-am lărgit. Le-am dus
cu banii noștri să tăiem ceea ce nu e pentru noi, să tăiem copaci. Ați văzut, a venit când mi-ai stricat, toată lumea când am vrut să luăm bolovane zice că facem afaceri cu bolovan. Deci eu nu mai accept, eu m-am dus peste ei, domnule dumneata, ești proprietar de la poartă încolo. Eu nu vreau să mă pun bine, să mă mai aleagă sau să nu mă aleagă. Pentru că 2-3 care se pune contra, eu fac pentru ei la 20. Adică din ce s-a propus? Lucru bine. Din dar ca să vedeți de ce nu merg... La toți să vedeți de ce nu merg treburile... Eu vă spun de ce nu merg treburile bune. Pentru că am acceptat la fiecare cetățean al comunei Uitut să facă ca fiecare ce vrea. Și a venit, în continuare, domnul. Și a venit, așa a venit, că primarul vechi făcea, că ăla îmi dădea voie. Așa uite, e și la Sfânic, aceea situație. Uite, eu nu dau voie. Dacă nu-i corect, nu dau voie. Am dat amendă și lui Munteanu, am dat și mai departe amendă și lui ăsta, lui Costreanu, am dat amendă. Să intri în legalitate. Nu vreau să vină să mă peric, eu nu mă duc la Codreanu să mă miruiască, să-mi dea de băut sau de mâncat. Stau la Munteanu, că spune, nu putem să vă dau o șpriț. Nu, domnule, cureți mizeria, pentru că ea a venit de la București și i-a dat amendă. Deci cureți mizeria și numai așa putem să facem treaba. Și de-aia, dacă nu merge ceva bine, nu-i chiar așa de ușor. Numai cu mașina de poliție, o lună de zile să mergem, pentru că la mediu n-au fost făcute hârtire. În fiecare săptămână, lună, trebuie făcută hârtire. La plafonul doar. Dacă îi vreau foarte bine, să știți, vă informez, să știți... 8% plafonul. Se micșorează salariul viceprimarului, se dă un jos cu 8% și se obține plafon. Păi noi aveam stabilite funcții pe trepte, da? Dacă... Din 3,99, 8% mai puțin din 3,99. Prin coeficient, domnul Ionel nu zice așa. Din 57.000. Păi de trebuie zice azi, atunci e stabilit decât indemnizația prima din ierarhia secretarului și pentru celelalte. Cât era plafonul? Cât a fost plafonul? 5.700, da? Cât e plafonul nou? 8% mai jos decât aia. 8% din fiecare parte, zic. Păi vezi că nu zice așa. Plafonul se micșorează cu 8%. Păi da, dar dacă, dacă este, cum ziceți dumneavoastră, cum zice domnul vice, se micșorează... Mai jos faceți cum vreți, eu nu coeficienții, coeficienții, păi nu trebuie să respectăm ierarhizarea, nu facem cum vrem. Păi da, se răspund. Păi 8% de... Dar nu, 8% din ce scădem? Deci am domnul vice. Da, domnul vice spune că 8% din ceea ce s-a propus. Așa ar avea logică. Nu, domnul Ionel nu așa s-a exprimat. Este Bogdan că nu așa s-a exprimat. Domnul Ionel a zis că luăm 8% mai puțin din coeficientul ăla 4 cât are maxim. Dar în condițiile astea dumneavoastră stabiliți doar pentru funcția primă din ierarhizare, secretar, dar pentru celelalte care sunt? Tot 8% din coeficientul ăla. 8% din toți coeficienții propuși. Păi asta e treaba. Păi dar domnul Ionel zice altfel. Dar domnul Ionel zice altfel. Nu, drag, așa nu. Dacă legea spunea că să lați vicepreședintele, să mai puțin... Păi dar noi trebuie să știm ce scădem aici. Păi dar voi să vedeți la propus 8%, că dumneavoastră... 8%! Dăm și metodologie de capul. Nu, dar domnule, metodologie de capul. 8% la toți în jos, la toate funcțiile. Încadrați-vă în fondul de salarii, nu micșorați salariul pentru nimic băiecul. Păi dacă am hotărât, am dat ce să facă asta. Și dacă e să scadă din plafonul maxim, tot acolo iese. Păi se calculează, se calculează suma salariilor. Din suma salariilor scade 8%. Practic, tot acolo iese. Haideți să vedeți, domnul, domnule, 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 Așa s-a votat în partid. Eu așa am înțeles. Da, nu așa a zis.
Haideți să, să revenim și clarificăm după, după ședință. Cum? Supun la vot. Ce să cine este pentru? Pentru ce? Pentru proiectul pentru construirea de gabioane. Dar nu pot să-l fac. Nu, trebuie să supun la vot. Nu, nu, e abținere. 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 Dacă vă amintiți, că e vorba de, a fost vorba de sesie din ședință. Domnul Apostol la început a propus niște măsuri pentru cine nu este prezent. Nu s-a făcut niciun amendament atunci. Ca să nu mi se reproșeze mie că sunt eu președinte și nu iau măsuri. Și dar pe ce bază? Îmi dau afară din ședință și atunci este... Dar scrie acolo în 25 la președinte din statut. E în statutul aleșilor locali. Scrie acolo. Hai, avem mai multe ceva de două. Cine vă așteptă? Trecem la punctul 7. Mai am altceva. Dar nu e absentă. Nu e absentă. Trecem la punctul 7. Raport privind ducerea la îndeplinire autorilor... Da, stai. Asta cum a rămas cu aprobarea? Păi... Aia abține. Abține. Da. Că nu era... Raport privind ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunului Iutuza adoptate în perioada ianuarie-iunie 2017. Domnul primar, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte despre acest raport. Păi, raportul, deci, practic, ce am discutat și în ședințele avute anul ăsta, aproape s-au realizat. Sau de cei care nu s-au realizat, nu s-au realizat din motive obiective. Nu s-au am scris că am... Câte s-au realizat și ce nu s-au realizat. De mult... Am greșit, domnul primar. Pe trecut aici, privind acțiunile autoturisme de serviciu poliție locală, facele îndeplinite. Păi da, domnule, mașina deja e... Actele sunt puse. Actele sunt puse, erau, trebuia să vină, actele sunt puse, mașina trebuie să o ducem acolo. Problema este că a trebuit să facem din urmă declarații, când ne-a respins de la București, de la mediu, ne-a respins și a trebuit să facem declarații pe ultimii 4 ani de zile, în fiecare lună, pentru... plata obligațiilor de mediu. Dacă, la mediu, față. Chiar dacă au fost pe zero, noi lunar trebuie să le facem. Eu când am preluat și ca viceprimar, nu am găsit. Cred că nici dumneavoastră n-ați făcut lunar. Eu am. Nu. Făceam, cred că numai domnul. Eu când am dat domnul Nițu, uite, trebuie la sfârșitul anului să facem la mediu, eu am făcut la sfârșitul anului. Eu le-am putea și eu când am predat mai departe, am tot așa, cum mi s-a predat, așa am plecat mai departe cu caietul. Acum, ei zice de la mediu, au venit, nu domnule, lunar trebuie să facem pentru hârtie, pentru raportare, chiar dacă e pe zero, pentru exploatări forestiere. Și din cauza asta a durat. Hârtiile au venit aprobarea, deja ieri s-au depus, o să vină mașina. Deci, numai bine, pentru că și ăsta Suzuki s-a stricat ambreiajul, nici nu-l mai reparăm, nu mai mergem cu el, ca să putem să ducem pe roți acolo. Nu, că îl dăm pe programul Rabla și să-l ducem pe roți acolo. Deci, ieri am făcut și mai departe ce m-ați rugat, am închiriat utilaj, l-am dus sus acolo, lucrează unul pe o parte, unul pe o parte. Ei, când o să... Ăsta și... Ei, ați văzut, problema mare este, a venit și sărbătoarea, este cu grederul, cu aranjarea drumurilor, pentru că oamenii sar în sus, pentru că eu de lângă gard, că îi se duce gardul, nu-i vina mea că el și-a făcut un gard prost. Eu nu mai țin cont de ei, eu vreau să fac puțin bombat, merge întâi așa, fără să mai punem, că unde e înalt, eu am luat și 10 cm și am dus tot pământul acolo unde e stâlpul. Cu timpul să înălțăm, să nu avem treabă la iarnă, cu gunoiul. Și ce realizăm? Podul e contractul făcut, durează acum până pune
stârpi ăștia grinzile până toarnă grinzile, că la, după pentru că trebuie să, trebuie vreo 3 luni sau 2 luni de zile trebuie să stea la întărire. Dar ei semnat totul e sau nu știu. A zis că și oricum începe să la iarnă avem podul ca să putem, știu eu, proiectul asfaltarea ulițelor domnilor. În ce stadiu este? Deci proiectul o să asfaltarea ulițelor, proiectul este la Iași, la Avisa. Asta nu mai depinde de noi. Din coace, eu propun, o să facem, o să încep asfaltul care este pe aici. O să începem din fondurile primăriei, asfaltul care l-am propus la curte, că aici e o mare problemă, dacă o să vă uitați de la școală, oricum trebuie să intervin de la școală, a început asfaltul să se rupă pentru că toate sunt grămădite, s-a mai făcut șanțul, vine apa și s-a rupt bucăți de asfalt și a căzut în șanț. Aici o să trebuia să facem un șanț cu piatră pentru că intră apa în curs la oameni. Și nu o să coste nu știu ce și șanțul, chiar dacă se face modernizarea, șanțul și rămâne. Încălcări, domnul primar, corupția mai acorogată? Da. Deci încălcări, v-am spus, acum v-am spus, proiectantul odată dădea înapoi, tragem de el, că n-a făcut o anumită, în plan, n-a făcut bazinul de retenție, ne chinuim de el, că el vrea bani în plus, după aceea că trebuie o aprobare de unul cu apele, care să facă un proiect cu apele, nu s-a înțeles cu ăla, până la urmă l-am luat noi să ne facă el documentația ca să ne dea aprobarea apele române. Acum când ne-am dus la apele române să ne dea aprobarea, trebuie să facem o reașezare cadastrală, pentru că am intrat în zona apelor române unde se revarsă. Și l-am chemat pe Căioțeană să facă rearanjarea. Și ăsta spune de ce am făcut cu proiectantul, de ce am făcut cu alt cadastris, că trebuia să-l întrebe pe el. Eu nu pot să-i spun proiectantului, fă cu ăla sau fă cu ăla. Și acum trebuie făcută reașezarea, dar sper până în toamnă să terminăm. Că dacă e totul aprobat, bani avem și se face. Într-o lună acolo se face, că cuțeava corudată merge ușor. Numai aprobările costă mult. Amenajamentul pastoral aici, când a venit de la prefectură, a zis că în două luni gata. Deci, Doamne ajută! Cadastrarea, că trebuie să ducem cadastrarea. Da. Că sunt multe terenuri care s-au împădurit și atunci trebuie să le scoatem din pășune și le vedem la prefectură. Deci, până în 2018 avem amenajamentul pastoral? Suntem obligați, că ce se întâmplă? Noi trebuie să dăm acum cadastru, pentru că Direcția Agricolă face amenajamentul pastoral. Ei au bani, că noi am făcut anul ăsta un contract și s-a anulat contractul. A zis că ei au omul care face probe de sol, probe, e ceva mai complex, așa. Dar noi putem, cine vrea, numai să pentru păscut, putem și la anul și așa. La anul se facem, se anulează, se termină toate contractele și putem să dăm numai pentru pastorală. Dar la problema care este, fără amenajament, fermierii nu obțin... Nu captă subvenția. Ei muncesc pentru subvenție, bă, dacă ei nu amenajat nici cum terenul, nu l-au plățit. Dar sunt persoane care se dar cine vrea pentru păscut, putem să-i dea 3 luni, 6 luni pentru păscut. Un sezon. Pe sezon. S-a terminat. Mulțumim frumos, domnule primar. Fiind un raport, nu se supune raport. Trecem la punctul 8. Raport primit de activitățile desfășurate de polițiști locale ai Primăriei Comunei Tuz în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2017. Ne fiind nimeni prezent, nu are cine să-l prezinte. L-am studiat. Așa, domnul viceprimar spunea că o să facă un regulament pentru aici pot să vă spun, eu am lăsat în ordinea, sub ordinea viceprimarului, că așa era
normal că ei se ocupe, dar sunt foarte recalcitranți, mai ales după ce i-am obligat să facă cursuri pe Tibi și pe încă unul. Da, e obligatoriu. Da, că am vrut să dacă nu făceau cursuri, opream. Și după ce au făcut, au învățat ei ceva și s-au discutat cu unii că și ei cer numai drepturi, obligații n-au. Sunt prin... catalogați drept la salariu, la nivelul femeii în servicii. Da, dar ei uită că ea uită că ea normă de ea normă de hrană lună și îmbrăcăminte și toate astea. Și ei vrea să ia ca toată lumea vrea să ia salar cât contabilul șef și cât ăsta. Așa. Exact cum a zis domnul Ionel, toată lumea ei nu știe că un om cu liceu are un anumit ajunge până la un anumit plafon. Unii spune, păi dar eu sunt mai deștept pe ei, să vedem că nu știu ce. Nu se pune problema așa. Asta este plafonul, n-ai ce să mai faci. Nu-i, cui nu-i convine, poate să se ducă mai departe sau să-și completeze studiile sau postul, există un post care atât ai plătit. Dar nu-i cum treaba, adică ne-au trebuit. Ne-au trebuit acolo 20 de exprimări, asta e treaba și e vorba. Acum, da. Îmi fac scrisoare. Deci am dat în parte scrisoare. Am făcut 2.000 din 2.000 de lei la primărie și am plătit ce salarii în scrisoarele alea. Dar vă spun... Și ajung în mod corect. Vă spun, sunt primării cu poliție locală care ne vin amenzi de sedimentare. Numai noi plus, dacă nu vin amenzi din Covasna, Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe, că ea trebuie că aduce la buget bani în prostie. De la Brașov să cere la fel. Dacă numai cetățeni din România, din Voitus, care trec pe acolo, primesc atâtea amenzi. Vă dați seama la nivel de localități câte amenzi. Deci îți fac treaba. Eu vă spun că când ajung în Sfântul Gheorghe, nu-mi permis să las mașina undeva dacă nu îmi pun 2 lei pentru o oră. Că vine, te fotografiază și îți vine amenda. Trebuie să pui bonul pe ăsta. V-am spus, cu focul la fel, dacă a făcut un foc, am luat amendă. Au dat foc, a venit aia de la medic, când a trimis poliția să stingă focul. Să ia la bătaie pe polițiști. Eu le-am aprobat cătușe, le-am aprobat ăsta. Spray-urile am astea, trebuie legea aplicată, nu mai e după fiecare. Dar fiecare e proprietar și pe drum. Dacă se poate în drum să pună toate mizierile și de asta. Și i-am trimis la muncă, păi nu că nu ne-ați dat, dar nu ne-ați dat decizie. Am făcut și doamna de la personalul Micu să le dea personal decizie, cu toate că în fișa postului scrie ce trebuie, ei vor să se degreveze de orice de asta. Și o să trecem la sancțiuni, eu le-am spus, dacă nu vă convine, sunteți liberi să plecați. Absolut. Și aducem pe alții. Eu le-am spus, eu nu mai plecăm din 2000 de lei, dar plătim ce salarii pentru 2000 de lei care se dormim. Au încărcături. Când am pus scrisorii cu părul. Păi au, a dat o singură avertisment. Un singur avertisment. Le-am zis să plece, că sunt remorși trase pe drum, sunt mașini trase pe stradă, unde nu poate să treacă. Era să pus trotuar. Le-am zis să nu mai să meargă, să-i întâi să merge pe stradă. Avertizăm și parcate din trotuar. 5 km de trotuare cu parcate. Și după aceea să trece la amenzi. Cu toate că o să ne impun și amenzile, avem doamnă de viață. Deci, o să acum când vine mașina, inscripționăm să fie inscripționată și cu poliție, să le întărim puterea și autoritatea. Și dacă nu fac raportul, trece la sancțiuni, la diminuări, la... deci conform legii. Deci, nu mai accept. Mai este un proiect. Domnul Petrișoară, vă rog frumos, nu cer scuze. Dacă v-ați mutat... Dacă... Nu a fost din vina, dar asta e. Oricare, dacă ați avea un copil și dumneavoastră și ar trebui să trimite un pachet, ați merge, da? Ce vreau să zic? N-am înțeles. Am fost... Spuneți.
Așa. Eu, de când a fost problema pentru să cumpărăm mașina la poliția locală, am zis să vedem întâi eficiența acestor oameni. Nu văd mare eficiență, indiferent ce... pentru că a ajuns cineva să spună dintre ei acolo că își prăfuiește pantofii dacă se duce pe jos, să ducă acele plicuri. Hai să fim serioși. Tăi, mama, mă, am zis, domn primar, acum nu mai sunt elev, nu mai ieși la școală acolo, două zile nu mai mor. Acolo la centrală, în față, să stea acolo, să vadă cum să circulă acolo, cum să iese de pe ulița aia. Este, am pus atunci cu domnul Ice, am pus niște gribluri acolo, s-a dus, domnule, că nu ține, acolo trebuie asfalt sau beton. Asta e problema acolo. Și am zis să stea acolo, măcar ăștia care vin, care fac business, așa cum spunem noi acolo, să nu mai parcheze chiar la ieșirea acolo, domnule. Că este sunt găurile alea, că faci drept acolo de talonesc roțile amândouă pe față. Le-am spus și lor verbal, le-am spus și de, nu stăteau acum două luni de zile, stăteau în față acolo, așa, în mașină, se uitau la dealul acolo. Băi, dar patrulați, băi, nu stați acolo. Poate ploua, domnule. Era un soare, domn primar, mai ce fac acum? Mă rog că mai am chelia asta și nu mă acolo, că era transferat tot. Deci asta zicem, domn primar. Deci întâi să vedem eficiența, dați-le de treabă. Dați-le de treabă. Munca ușoară și o însușește toată lumea. Cei mai greu, foarte greu îi scoate din... Trebuie scoși, domnul primar, să-și cutărească pantofii pe care-ți cumpăra de primărie. Deja i-am luat, i-am avertizat, le-am spus dacă nu le convine, sunt liber să plece. Și le-am mai și spus că am căutat și o firmă de asta de... de pază și dacă vedem, facem un calcul economic mai și rămâne și aia trebuie plătit și să nu schimbați ăștia, domnule. Păi dacă nu-și fac treaba, îi schimbă. Și atunci e o firmă de pază, facem, votăm în Consiliu și atunci o firmă de pază. Păi atunci le se dăm pe toți afară, dacă le ce să nu-i dăm? Păi desfințăm. Să desfințăm poliția. Ori ăștia de la agenție nici nu ne privește. Păi da, pentru că era prins în ăsta, de-aia nu ne-a primit, dar dacă o desfințăm, nu mai e problemă. Cumpără mașina cu o desfințare. Dar mașina se poate folosi și în Marcea, că oricum, comuna e mare, trebuie să... La... Deci vă spun că mașina trebuie, uitați, avem numai la oameni de la ajutor social, sunt anchete sociale zilnic, 3-4 anchete sociale, până la Hârja, până la două, trebuie să-i cuplăm cumva. O mașină să duce în fiecare zi, am mai rărit-o eu, din două în două zile să depună bani. Care ai, vrei, nu vrei, trebuie să o ai și nici n-ai avea zile ca trebuie. N-ai specimen de semnătură. Da. Mai sunt alte comentarii pe privind raportul? Nu se supune. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe speciale pentru verificarea instalației de alimentare cu apă și sigilare a contorului. Domnul Ionel Gărghi, aveți cuvântul. Deja am învățat. Da. Scrie acolo 20 de lei. Pentru 20 de lei pentru fiecare gospodărie. A, e aici. Dar ce facem, domnul primar, că apă nepotabilă? Noi îi punem la oameni apometri și le dăm apă nepotabilă? Eu am promisiune de la tornator. Vedeți, am vorbit, au venit ăsta. Mare atenție, vă poate da judecată cineva dacă le pune să plătească și le dați apă nepotabilă. Deci, noi trebuie să verificăm, pentru că oamenii acum sunt foarte porniți. Când se oprește apa o oră, vin cu sutele și telefoane, pentru că e... Pentru spălat, pentru asta este foarte bun. Ce se întâmplă? Apa nu, că nu e potabil. Noi o bem aici, folosim, este... Dar pentru că se oprește... Nu, dacă se oprește câteodată, noi deja am făcut șans sus, am amenajat, dar cu un consimțământul tornatorului. Pentru că noi nu putem să acționăm. Am luat și stații de... am vorbit pentru o stație de
filtrare a apei și o stație de clorinare. Nu putem să o luăm pentru că nu avem terenul nostru. Păi trebuie să vină, a zis că luna asta vine și atunci este pus că ni-l cedează, că acum ei au venit deja, azi au venit, că limitele nu corespunde, ei le-au notat, să vedem și limitele noastre și eu le-am spus să caute să încedeze aici terenul respectiv. Noi am cumpărat să facem și schimbul. Și atunci pot să amenajez ca lumea și Albea și toate treburile astea, să avem apă din plin și să putem să îmbunătățim sistemul de... Pentru că a fost cum a fost făcut. Dar nu pot să-l fac pentru că o singură lampă, vă dați seama, și lampa este pusă înainte de a intra în bazine. Și adometre medicinele. Între bazine. Îi spuse, da, și ea, apa intră sus în ăsta. Nu e pusă pe ieșire, ca sus pe ieșire. A comandat sigilul. Da. Apometru trebuie să sigilea omul. Da. Apometru omul și sigilul noi. Da. Și noi acum ce se întâmplă? A trebuit să fac ceva, să le sigilez până o să se înființeze firma în autorizația, să fie sigilat și ei când semnează contractul plătește din urmă. Că altfel nu mai dă drum, că altfel toată ziua curge apa și udă și dacă vă duceți curge în stradă. Domnul primar, am o rugăminte. Din ce știu se fac analize lunare pentru apă, nu? Da. Dacă există vreo lună în care reiese că nu este potabilă, vă rugăm să înștiințați și pe site și prin biserici, ca lumea să știe. Pentru că este destul de periculoasă și e un număr mare de locuitori care consumă. Știți ce s-a întâmplat? Apar niște parametri, un parametru, doi, când se tulbură. Dar ăsta iese din cauza că se oprește apa, nu ajunge, o oprim, atunci stagnează apa pe circuit și când s-a întâmplat aia, când a venit, s-au dus, n-a lăsat să curgă apa și atunci au luat-o, cum acum, sau cu paharul și ăsta, pentru că nu ne-am dus, n-a fost omul. Prețul apei care va fi domnul primar, ca să știi noi, noi l-am făcut. Noi l-am făcut cu 3 lei și vreo 20 de bani. Vrem să-l scoatem cât mai ieftin. Cu posibilitatea, după ce dăm drumul, ca să se financeze, să se autofinanceze serviciul. Posibilitatea să se mai ridice. Eu am încercat prețul cel mai mic acum și așteptăm că ne-a trimis toate hârtiile înapoi, că trebuie toate hârtiile acum făcute pe firma apă. Am trecut tot autorizația sanitară, am trecut serviciu apă, i-am făcut ștampile, normal. Am făcut drept de semnătură pentru asta, căutăm acum un contabil să ne facă serviciu, că nu pentru cu jumătate de normă, să nu cheltuim bani, de-abia după ce facem apă canal, atunci să angajăm și contabil, șef de servici, ca să nu facem cheltuieli, ca să putem noi plăti de... Și mai rămâne o problemă. Așa. Ce sancțiuni se aduce celor care vor fi depistați? Există regulament. Există regulament și codul... Există regulament. Care a fost aprobat de Consiliu. Deci, cu ceva timp în urmă. Da, și noi... Dar cel care părăște pe vecinul sau care... Dar n-a părăște cineva. Ar trebui... Înțelegi? Nu e taxă. Crezi? Da. Adică eu dacă vin și spun doamna Nicoleta, folosește apă fără să plătească. Eu nu folosesc din rețea autoculei. Noi atunci am spus că nu ești supărător. Nu, bă, dacă nu dădeam drumul la apă canal, eu vreau canalizare. În Italia, gunoiul se strânge să... Ce nu s-a făcut? Nu l-ai depus, nu l-ai depus selectiv. Cine te-a plătut, primește reducere la... Dacă se are emisă, ascultați puțin. Dacă nu dădeam drumul la apă canal și să dăm voie la câțiva să se racordeze, nu ne dădeam seama că stațiile de pompare n-au fost puse tije de ghidare a pompelor cu lanț, cu ăsta. Unele pompe se învârteau înainte, unele înapoi. Am supravegheat consumul și ne miram de ce consum atâta de mult.
pompele s-au învârtit aiurea, că una împingea când venea timpul, alta trăgea. Și s-au ars toate pompele. Și Alconevul s-a cam supărat, dar le-am dat pe gât hârtii, te-am dezvârtit, era în garanție. Dacă se făcea și cu apa, tot așa se dădea drumul, nu mai puneam din bugetul local bani să schimbăm conducta și numai câte mufe am făcut și peleșunți, curbe și treburi din ăsta. Mulțumim frumos, domnule. Sunt alte comentarii? Alte comentarii, ce vrea să zică Nicoleta. Stai un pic, că n-am supus la vot proiectul ăsta. Stai un pic. Proiectul. Cine este pentru? Pe votați. Mare, mică, tot. Trecem la punctul VVS. Dacă tot sunt eu, vreau să punctez două chestiuni. Am înțeles că în Ferăstrău de vreo lună de zile nu este apă. Se poate ști de ce sau dacă e adevărat, poate... În două, trei locuri nu este, pentru că dacă bazinele nu sunt pline, diferența de nivel nu ajunge. Numai când sunt pline, ajunge tocmai acolo. El a fost prevăzut o ciușmea acolo și când sunt pline, ajunge apă. Dar dacă nu sunt pline, acum... Voști părăsărat, aceeași treabă. Da. Nu împinge vreo. Părăsărat, exact aceeași treabă. Da. Două puncte avem care nu ajunge apă, când nu se bagă. Când nu sunt bazinele pline. Asta e diferența. Și atunci trebuie, în momentul neapărat, trebuie să mai facem o... Pompare sau hidrofor de capacitate, care fac gratis. Noi am făcut niște studii, dar trebuie să mai facem o captare undeva. Trebuie să o gândim și când facem... Poate faci ceva cu pompe, ca să prindă pompe. Da. Cu porțurile dar crește prețurile, cresc prețurile de facem cu pompe. Problema este să facem, să mărim debitul, pentru că și din proiectare, vă spun sincer, a fost greșit, s-a venit cu o conductă, deci s-a gândit că oamenii nu o să fie atâți oameni și s-a venit cu o conductă de 100 la vale și de la ăsta pleacă cu 180 sau 100, câte 160. Păi de 110 și pleacă 160. Da, și vă dați seama, alimentarea e scurtă, distanță scurtă, vine prin cădere liberă. Și trebuie, dacă suplimentăm, să vinem cu conductă paralelă să intre direct în ăsta. Plus că la ceasul e obturat. Pentru că se pune la ăsta, la manometrele de apometre, s-a obturat, a pus niște ăsta, apometre mai mici și a obturat. Cel puțin dacă lăsa diametrul ăla. Și atunci, când e consumul mai mare decât aprovizionarea, trebuie să cauți o altă sursă care vine cu presiune. Și sper să o rezolvăm. Am identificat cu niște cetățeni al comunei, ne-au dat niște sfaturi, le-am luat de bune și sper să rezolvăm să fie bine. Cu toate că ne-am gândit acolo în zona ta. Acolo nu este apă. Este sus în... Pe partea Hățmanului. Da, este acolo, că era o ciușmea undeva care ajungea la boacă, în spatele monumentului. Să facem acolo câteva forări, să vedem apă, cam ce debit ar fi și ar fi extraordinar de ușor să captăm și apa care intra direct în ăsta. Și fiind apă de izvor, e apă curată. Nici nu mai trebuie să-i faci analize așa des. E problemă cu apă. Și al doilea... Să fie prea multă. Deci, când povestiți noastră de apa la sus, în spate, la monument, pe perioada verii, e problemă în sensul că e debit de apă foarte mare și consumul mic. Deci, zona la curte. Atenție! Mereu au divergențe, fiindcă ei nu consumă apă și se inundă. Vorbesc că se poate fi serios. Deci, sunt partea de la cei care sunt la monument, așa în sus, au făcut casă de apă autor, pe perioada verii au surplus foarte mare de apă. Pentru a evita nemulțumirile oamenilor, consider că ar fi oportun să se facă un grafic de activități pe proiectele de investiții care au mai fost aprobate, gen extindere apă, canalizare, la curte,
și alte proiecte. Se facă exact, se spună, două luni durează proiectul, o lună durează licitația. Astfel, oamenii vor fi corect informați și vor ști și ei cum decurge procedura. Pentru că ei consideră că e ca la privat. Domnule, vreau să fac o investiție, într-o lună am făcut-o. Aici e problema. Dacă... Uitați, am început acum cu extinderea, că ne trebuie primărie. Că, uitați, stăm îngrămădiți, dacă vrea să vină cineva nou, ai... Unde să facem exterior? Dacă se fac aceste grafice și ei vor fi informați, vom evita astfel de certuri. E o recomandare și o propunere. Eu vă spun, noi avem și am mărit site-ul să putem băga câte mai multe informații. Din lipsă de personal am rămas în urmă. Trebuie să vă spun că nici acum am găsit registrul agricol descoperit. Am pus și polițistă să completeze cum cine a fost înainte l-a făcut cât a putut, nici jumate n-am ajuns să completez registrul agricol. Noroc că nu ne-a controlat, că eram descoperit. Lucrează trei oameni la el în continuu și trebuie să terminăm, că trebuie să trecem de acum pe partea electronică. Neapărat de aia așteptăm postul pentru un post cu studii superioare și ne-am încurcat și cu secretarul, ne-am încurcat și cu cel de la agricultură. Suntem descoperiți. Uite, am preluat sarce și lui doamna Elena, poate am înțeles că o să vină, totuși s-a rezolvat treaba. Am preluat totul. Și s-a preluat, deci am dat în stânga, în dreapta. Fac 3 în 1 eu. Da, și uite, trebuie să le facem. Și de aia am rămas în urmă și nu mai reușim să băgăm pe site, toate realizările, să citească oamenii când vor și asta. Dar sper să le punem la punct când se completează... Se mai scrie altcineva la diverse? Eu vreau să... Hai, domnul Greanu și după aceea. Pentru la piața noastră, ar fi nevoie de una mai... să amenajeze o platformă pentru noi, o menajer? Să fie separat, exact. Piața domnului Ionuț caută pentru proiectantul respectiv, n-a mai vrut să facă proiectul, s-a retras. A căutat un alt proiect, pentru că n-are rost să fac investiție când am proiect tot de piață și acum caută proiectul. Dar platformă pentru noi menajer ar trebui selectiv, pentru sticlă? Nu se poate face, o să se cumpere tomberoane mari care le ia, le ia asta. De exemplu, de vinilă, fiecare care au grafie care e cu noi. Borcane la muștar, zii alea. Domnule, noi le luăm. Domnule, eu vă înțeleg și dacă le punem așa, cine le ia? Cine le ia selectiv? Cine le ia? Nimeni nu le ia selectiv. Păi nu, la fiecare care are. Păi dar e frumos ce zice. Eu am vorbit cu Adisul, să vină cu... De la nivel de primărie să vină cu selectarea și să aducă. Cum este? Da, cum este în alt loc? Se pune să vă știe. Păi, durează că nu știu ce nici acum. Să mai evită ședințele, așa. Eu cu domnul Andrișca i-am criticat mereu. Cel puțin domnul Andrișca are un umor. Are un umor foarte fin și atinge de fiecare dată. Și-ar mai fi acolo unde s-a tras Rometul la cu apă, chiar lângă seci acolo. E gaura aia acolo, era un copil, dacă nu era mama să-l țină, cădea în gaura aia acolo. De ce nu s-a stupat acolo? Unde? Chiar lângă seci. Este un robinet și apa curge. Bine, e robinetul, dar e gaura aia acolo de un metru. De ce nu a stupat nimeni? Unde s-a tras apa? Ce își mi-au din piață? Da, deci. Serviciul nostru de apă, scăpată. Mai trebuie, cum ar la piață, cât decât să stea și până la urmă. Nu avem un serviciu, dar știu că avem administrator de piață. Mai este unul care treacă mental la stadion. Aia ce fac? Mai sunt vecinul ăla. Sunt două săptămâni și la vecinul ăsta. Dar ești cu ești ca un jucat de întrebare? Mai tine și un vestit la noi în piață. Domnul Ungureanu, mai aveți altceva de spus? Domnul Ungureanu, atât? Doamna Nicoleta. Deci, pe 13 iulie am avut control de la prefectură, pe linie de secretariat. Vreau să vă aduc la cunoștință, cum v-a adus și Larisa de mai multe ori, sunt consilieri care nu au depus raportul de activitate pe 2016. A fost lăsată măsură și am fost tras de urechi.
chiar și eu care... Poate ții public, doamne, ca să știe, poate nu să știu care ne-au depunut. Să știu, probabil, domnul Gabor și Prundoiu. Dar domnul Ciubotaru nu are. Dar domnul Ciubotaru n-a fost că a fost investit în ianuarie. N-a fost investit, n-a intrat și ianuarie. Deci am specificat, în altă ordine de idei, ca și consilier, trebuie să aveți program de audiențe și să acordați audiențe. Program de audiențe afișat public și să acordați audiențe. Avem din nou măsură lăsată pentru acest lucru. Ați spus că sunt doi consilieri care acordă? Păi da, n-am avut dovada. Eu am depus proces verbal. Acum că s-a... Păi nu, dacă ați depus amândoi, dar nu știți legat amândoi unul de altul. Tu păi separat, el separat. La registratură. Păi la mine n-a ajuns. Trebuia să dovedesc. Trebuie să faci un program de audiențe bine stabilit pe care să-l înregistrați la primărie în vederea afișării lui la sediul conform legii, noi acordăm la 3 luni. Și de obicei o facem duminica pentru că oamenii sunt... Păi faceți program afișat la loc vizibil. Da. Pentru... Nu vine nimeni, așa, dar iar face. Cei care nu au raport, vă rog să aduceți raport pe 2016. Și e măsură dispusă de prefectură. Că avem măsură lăsată în nota de constatare. Vreau să vă spun că dacă veniți duminica în piață și îmi dați în piață, aflați tot ce se întâmplă. Eu în piață, de când e piața, n-am fost niciodată și nu mă duc niciodată. Păi degeaba văd, trebuie scris și pus și... Când au venit, păi da. O concretizez într-un proces de loc, adică așa. Păi un program de audiențe. Și puneți să vinica la piață. Aduceți procesele verbale ca să am cu ce să dovedesc. Eu de cum nu pot să-i spun, dar... Mai capam aia la poate. Procesele verbale și program. Noi avem depus o cerere de plecare, cerem spațiu. Nu, 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 Trebuie să se facă. Nu. Păi, dar nu se ia, dar dumneavoastră să aveți un noi program. Noi suntem obligați să le depunem, da? Dar să ia în considerație... Nu, ăla nu este audiență, să faceți un program. Legea e cere audiență, legea. Trebuie să facem legea. În urmă sesizărilor cetățenilor, care avizează procese verbale. Care avizează, dar poți să n-ai nicio legea. Și le depunem. Păi cum să nu se lege? Toți care au venit cu ăsta, suntem obligați să le dăm răspuns sau să le rezolvăm. Ce mai... Domnule Corina, nu m-au obinut. Pe ce tematică au venit controlul de la prefectură? Secretariat. Ce ține? Ședințe, registre de înregistrare a dispoziției, în toate adresele către primărie, mai spun că instituția prefectului nu superioară primăriei. De ce și pe misiunea deci, codului? Au venit în codul. Păi nu este un organizație. Și mai analizează legalitatea administrativă emise de noi. Pentru legalitatea actei. Având în vedere că lor li se transmit doar hotărârile, au venit să analizeze în ce s-a cerut, exprei, prin adresă. Se constată legalitatea. Vreți să vă arăt răspunsul? Bine. Bă, atunci ce mai om lăsă? Ce vin, dar vin în control. Bravo. Vin în control. Am controlat dosarele ședintelor. A trebuit să vină doamna prezentă aici. Întâi să-și facă controlul în curtea lor. După aia să vină locul. Dar trebuie să-i spuneți să nu vină în control. O stat acum, că n-a venit principiul. Prefectul la știința, pe data de... Ce? Vreau să vă mai zic două cuvinte, dacă aveți răbdare. Tot aprobăm sărbători, cum a fost și Sfânta Ilie, Sfânt Ilie. Acolo am mulțumit pentru invitație, v-am mulțumit și consilierilor și am primit atunci mulțumiri de la Consăten că v-ați implicat, ați aprobat banii. Problema este că ar fi foarte frumos. Mie ca opoziție îmi convine să nu veniți, că mă ridicați pe mine, dar eu nu gândesc așa. Mă gândesc că ar fi bine la sărbători din asta să vină și consiliere, că mai întreabă, domnule, dar
Eu ce consilier am? Că ei nu știu că consilierii foarte mulți, nu știu că consilierii sunt împărțiți pe domenii și asta. Și atunci când spun, da, domnule, dacă ai de agricultură, asta și este foarte bine. Acum o să avem zilele comune. O oră acolo, până la început, veniți și dumneavoastră și asta. Fi... Păi nu, dar eu zic că bine ar fi să veniți. Pentru că n-ar trebui să facă invitație specială pentru... Păi nu v-a atras acum, v-a dat improvizația voastră. Eu zic că ar fi foarte bine să veniți pe acolo, să... A plouat, domnul. Nu, chiar n-a plouat, a fost chiar foarte frumos. A fost foarte frumos, a fost un spectacol, de aici mai tragem concluzii, mai putem îmbunătăți sau putem să amânăm, sau putem face, dar dacă nu vedem, în ședință începem să ne certăm, că nu este... Ceva... S-a întâmplat acum domnul primar. Dar cel primar a fost mai mic decât tine. Nu ar trebui să fac eu. Să fac eu. Vă spun, a venit de la să o formație gratuit. O fată a cântat atât de frumos și cred că deci cum am vorbit cu domnul Dorel, fetele din comună au dat un recital extraordinar și dacă le-ai chema, ar putea face și muzică pe ușoară și asta. Deci, și ar fi extraordinar și bine ar fi să acceptăm toate părerile ca să fie, să putem să îmbunătățim. Deci o implicare mai mare din partea consilierilor și la organizările astea de... Cu cetățenii și asta și bine să ne cunoască. Ca e cu dumneavoastră. Atât am vrut să spun. Foarte simplu. Păi da. Cu cetățenii. Sunt alte înscrieri? Vă mulțumesc frumos. Declar ședința închisă. Ne vedem. 24 august.